sunt consultant financiar în cadrul companiei Double Case și numele și modelul de trader. Și astăzi vă vom prezenta masterclass împreună cu colega mea. Da, eu mă numesc Iulia, la fel sunt consultant financiar în cadrul companiei Double Case și nu în ultimul rând, transacționist, sunt trader. Deci noi astăzi o să vorbim despre hazardurile și în psihologia tradingului. O să vorbim despre ce trebuie să evităm ca să avem profit în tranzacționare, adică să avem în vedere ce hazarduri psihologice trebuie să evităm pentru a avea succes în tranzacționare și pentru a face cât mai mult profit și a evita anume aceste probleme care noi le întâlnim în fiecare zi, dacă noi tranzacționăm, indiferent, tranzacționăm puțin timp sau mult timp. Adică o să vorbim despre problemele generale, dar și personale, adică la fiecare persoană care le întâlnește în tranzacționare, indiferent de situație. Da. Așa, acum o întrebare. Pentru ce noi organizăm masterclass-uri? Ca să aflăm informații nouă. Să ne dezvoltăm. Care este scopul unui masterclass? Iată, după părerea voastră, pentru ce voi v-ați adunat aici? Pentru că fiecare dintre voi a trecut curs de pregătire, fiecare dintre voi. Fiecare dintre voi deține cunoștințe și deja putem spune că sunteți trader, 100% cei independenți care pot singur să facă analiză prognoză și pot să facă bani pe diferența de preț, corect? Da. Care este scopul unui trader? Să faci profit. Care este scopul vostru? La toți primește? Da? Nu. Da. Așa, câți trader sunt pe real și câți pe demo? Care sunt pe real? Ridicați mâini. Super! Care pe demo? N-am zis pe demo. Nu, 50 la 50. Noi, iată, cei care tranzacționează pe demo o să aibă de la cineva exemplu. Așa. O întrebare pot să adresez. Și este diferența între tranzacționarea pe demo și pe real? Adică, din punct de vedere psihologic, cred că asta și este diferența cea mai mare. Iată, foarte multe persoane sunt atrase de Forex. Mai ales când au auzit că a crescut prețul la Bitcoin, toți au început să cumpere Bitcoin, da? Sau au început să mai mult să se intereseze de acest domeniu. Da, cum credeți voi? Totul este atât de roz, cum pare? Totul este atât de frumos? Nu. Toți noi vrem să intrăm în domeniul acesta și să facem sute de mii de euro, corect? Da, dar pentru asta trebuie să ne calmăm și să fim cu capul pe umeri, dar nu să intrăm cu capul în noi și să facem greșeli. Deci care trader totuși este cel de succes? Toți traderii pot să devină de succes? Da. Da? Da. Dacă respectă riscul și money management. Dacă nu ești corecție. Dacă nu ești corecție. Este. Deci sunt anumite puncte care traderii neapărat trebuie să le urmărească. Și cel mai important, vă aduceți aminte de la teorie. Fiecare dintre voi a trecut teoria și la primele lecții nouă ni s-a spus, pentru că am fost și eu începătoară și știu ce înseamnă aceasta, și mi-a spus că 80-90% din trading este psihologie. Și eu stăteam și mă uitam și cum, Doamne, așa poate fi? Dar de fapt, într-adevăr, este așa. Totul este la noi în creier. Totul depinde de dorințele noastre, de scopurile noastre. Și traderii cei care ajung la succes sunt numai traderii cei care au un plan bine definit și știu cum ușor să ajungă și fac anumite acțiuni. Așa. Deci astăzi noi vom discuta foarte mult despre psihologia în trading. Noi o să vedem care sunt soluțiile, spre exemplu, care ar fi pașii care noi trebuie să urmărim ca să ajungem acel trader de succes. Și la final, noi ne-am gândit cu colegă să organizăm un concurs, da? Așa că la început vă intrig, dar nu vă spun până la urmă, deja la final o să vă spunem toate detaliile. Acum eu o să-i ofer cuvânt colegii mei, să vă spună ceva despre psihologie. Deci, în psihologie, noi ca traderi, deci, în general, trading-ul este un domeniu nu atât de simplu dacă să vorbim despre psihologie și din punct de vedere psihologic. Noi, în activitatea noastră tranzacționare, ne întâlnim chiar și în decurs de câteva minute cu emoții de la fericire, la panică, de la extaz și bucurie, la frică,
și iarăși panică și toate aceste hazarduri noi le întâlnim foarte des în, în tranzacționare. Și chiar dacă noi avem experiență mai multă, oricum noi suntem predispuși să, să simțim aceste hazarduri psihologice. Ele sunt mai multe, dar astăzi noi o să ne axăm la câteva și anume o să vorbim despre curba emoțiilor, adică emoțiilor și acestor hazarduri psihologice prin care trece un trader, indiferent că este începător sau că are experiență. Diferența între traderii începători și dintre cei care au deja experiență, la fel sunt aceste emoții. Unii întâmpină mai mult emoții de lăcomie, unii întâmpină emoții de frică, mai ales cei care sunt începători. Alții întâmpină emoții de că nu sunt încrezuți sau cred că ceva nu fac corect sau analiza vieții a mea nu este bună, dar ceilalți fac o analiză mai bună. Deci o să vorbim despre mai multe etape prin care trece un trader, indiferent că este începător sau deja are experiență. Și o să începem cu curba emoțiilor prin care trec traderii, da? Așa. Apropo, cine dintre voi a căutat guru să fie pe piață? Nu. Nu este? Cineva spunea că el totuși iese, eu trebuie să găsesc o strategie, 100% să lucreze. Nu este așa ceva. Dar cum, se, cum noi vedem când traderul este profitabil și că nu? Iată, de, prin ce se vede aceasta? Oprite, vă rog. Eu am deschis o tranzacție deci de cumpărare. Da? Chiar pe corecție, nu contează. Poate la intuiție am deschis-o. Ea s-a ridicat în take profit. Ai, eu am deschis o tranzacție în profit. Eu sunt trader, 100%, eu fac profit. Și gata, nu am mai deschis tranzacții. Pot eu să fiu numit un trader de succes? Nu. Nu. De succes e cel care deschide cât mai multe tranzacții. Asta nu înseamnă că toateodată. Asta înseamnă cât mai multe tranzacționezi, cât mai ușor îți ies și mai departe. Și în timp reușești să trebuie să fie activ. Așa, adică traderul este profitabil, se vede profitabilitatea lui numai din mulțimea de tranzacții pe care el le deschide. Niciodată un trader, poftim? Sunt două luni undeva. Dar nu neapărat anume două luni, nu neapărat nu, în timp, dar... câte o bucată de timp nu poți din trei tranzacții să spui că el e profitabil sau el nu e profitabil, sau că e bravo sau nu e bravo, sau că e minus sau că e plus, adică asta nu se vede din primul de tranzacții. Numai că aici, în momentul, un trader timp de lună poate să facă 500-600 de tranzacții, dar un trader timp de lună poate să facă 20 de tranzacții. Care trader e mai profitabil? Care trader mai multe puncte au făcut? Așa, care a făcut 500. Exact. Pentru că el mai mult și să facă. Și vorbim dacă deschizi cu 0-0-1. Nu are importanță. Oricum, el are mai multe tranzacții. Asta înseamnă că el o știu cum se facă. Tranzacții, dacă o fost în take profit sau stop loss. Da, dar e pe să-ți poți să știți, chiar dacă deschidem tranzacții la intuiție și ele sunt multe, oricum careva o să ajungă în take profit, vrei, nu vrei, ele careva o să fie în plus. De ce și nu știu, poate chiar și voi ați auzit. Un moment. De ce traderul se teme să nu pierd tot? Iar eu foarte des aud, mai ales la primele lecții de teorie. Eu mă tem să nu pierd tot. Cum eu să fac ca să nu pierd tot? Dar oare posibil că eu să pierd tot? Voi cum credeți? Dacă nu respecti, mai merge și risk management, nu depui mai mult de 5% care e minimum. Dacă nu respecti sau dacă nu ai deloc, pentru că sunt trei de care nu au 5%, 5%, pe cum poți să ajungi la 0. Știu că mă așa, nu-ți permite, dacă scrii de exemplu, nu știu că nu-ți dă voie să-ți pierzi de cont. Da. Dar dacă ele sunt în profit? Nu-ți pierzi cont, că ele sunt în profit. Știți, foarte des mi se pune întrebarea aceasta. Sau care este suma minimă cu care poți deschide un depozit. Dar nu este așa ceva. Sunt dorințele voastre, sunt scopurile voastre și sunt ambițiile voastre. Iată ce sunt. Atâta tot. Un lucru foarte important este că foarte des traderii începători consideră că nu pot să facă o analiză a vieții. Dar în mare parte, traderii începători fac o analiză mai bună a vieții, pentru că iau în considerare mult mai multe detalii. Sunt mai atenți la diferite mai diferiți indicatori, la trend, la tot, la tot. Ca și cum la școală auto, când merge da, cu... Da, da. Iau considerații mai multe detalii, da. Dar traderii cu experiență, în primul rând, deja nu mai au atâtea emoții, deschid tranzacția și o las să meargă ea în direcția pieței. Adică
nu atrag atenția, oare se formează lunare împotriva mea, gata, se formează lunare împotriva mea, închid tranzacția. Adică toți trecem prin aceste etape și este foarte important ca noi, din punct de vedere psihologic, să știm cum să le confruntăm, cum să le gestionăm corect și să mergem înainte. Adică să nu renunțăm, să nu credem că dacă avem tranzacții neprofitabile, gata, nu știm să tranzacționăm. Pentru că asta nu este adevărat, în primul rând. Și în al doilea rând, în carieră, pe piața Forex, este foarte mult bazată pe capacitatea noastră de a trece aceste etape și de a trece peste aceste emoții. Adică noi trebuie să le câștigăm, nu ele pe noi, dar noi pe ele. Eu multe ori spuneam la persoane care vin în statul cea mai nașa, poate și la interviu, poate și la teorie. Voi aici vă faceți imunitate ce ține de emoții. Adică, în primul rând, traderul este o persoană puternică, persoană care știe să-și conducă emoțiile. O persoană slabă, din punct de vedere emoțional, ea nu o să reziste în domeniul acesta. Mai ales acei care sunt pe real, o să mă înțeleagă aici 100%. Atunci când prima tranzacție o deschizi și urmărești fiecare lumânare, fiecare. Și credeți-mă că eu la fel am trecut prin aceste momente și fiecare la fel și colegii noștri și fiecare trader începător trece prin aceste momente. Știam deja la care minute lumânarea este mai micuță, când este mai puternică, când este mai slabă și tot așa mai departe. Și cred că fiecare cunoaște. Dar cu timpul aceste momente deja nu o să vă mai deranjeze. Real, ai deschis o tranzacție, tu erai rece, rece emoțional. Pentru că atâta timp cât tranzacția nu este activă, tu rece vezi piața, faci o analiză, o prognoză corect. După ce ai deschis tranzacția, mai ales dacă este cu volum mare, gata, aici deja se încep emoțiile. Tu ai deschis, spre exemplu, de aici un bai, el un pic crește, este o lumânare albă, da? Puternică, după care brusc, o lumânare neagră. Ce se întâmplă aici cu traderul? Închide ca mai ținutăță. Mulțumim! Au fost momenti când vorbeți pare că te trece fierbinți prin tine, da? Au fost. Așa, deci după regulă eu trebuia să clasez aici stop loss, take profit. Dar noi cunoaștem că piața este un organism viu. Niciodată ea nu o să meargă, numai doar dacă să fie noutate, când îți schizi o tranzacție și brusc se ridică în sus sau brusc cade jos. Aici e frumos atunci, corect? De-ar fi așa fiecare impuls să meargă, de-ar fi așa fiecare tranzacție să meargă, dar nu este totul atât de frumos. Mai sunt și aceste, spunem așa, stagnări, corecții, ca și în viața de zi cu zi, ce e mereu totul bine. Sau tot și mereu la noi merge impulsul în viața de zi cu zi. Cum trebuie să mai fie ceva? Să mai coborăm picioar la unul, nu zburăm mai. Exact. Păi iată, noi astăzi o să vorbim anume prin spectrul acesta de emoții diferite. Pentru că, deci, cu tranzacția aceasta. Cum noi după regulă trebuia să facem? Am deschis tranzacția, take off, stop loss. Atâta timp cât piața aici fluctuează, pe mine nu mă interesează acest moment, pentru că eu știu. Eu am văzut rece analiza și eu știu că ea oricum nu o să ajungă în take profit. Pentru că eu am încredere în analiza mea. Eu nu caut guru. Și în primul rând, traderul, el trebuie să fie convins pe strategie pe care și-o alege. Nu în zadar, chiar de la primele lecții de partea practică, foarte mulți îmi dau această întrebare. De ce? Eu la început făceam mai mult profit, măcar că aveam mai puține cunoștințe. La final, când eu am aflat mult strategii, când eu am aflat multe indicatoare, am făcut cunoștință mai bine cu piața, am înțeles cum lucrează piața, eu iau mai mult stop loss. A întâlnit cineva așa în momente? Și multe informații strictă. Poftim? E mult informații tot strictă, da? Adică ne luăm după chiar și așa indicatori. Luăm după toți, tot nu... Nu știu, mi-aș să te gândești la tot și în final stai 4 ore în fața calculatorului și înțelegi ce-ți faci. Asta e și un greșeală, că dacă stai în fața calculatorului și urmărești cum se dezvoltă și cum cresc aceste lumânări, ne duci foarte mult chestia asta în eroare. Ați observat că deschidem tranzacția, un pic se duce lunarea împotriva noastră, noi o închidem, mă închidem din frică, din panică și apoi ai închis calculatorul, nu te mai uiți la piață, deschizi calculatorul, uiți la piață și tranzacția s-a dus, avea să se închidă în take profit. Adică foarte des, chiar și eu m-am întâlnit cu așa probleme în tranzacționare, adică până acumulezi experiență o să fie așa stagnări și așa etape și bariere în tranzacționare. Adică este ceva ok, fiecare trecem prin asta. E important noi să nu începem să modificăm take profit și stop loss. Mai ales stop loss.
Evident, dacă este în favoarea noastră, evident, eu pot să închid ceva din volumul tranzacției, da, să pun banii mei în buzunar, pentru că sunt a mei, dacă eu hotărăsc acest lucru, de ce nu? Dar când tranzacția ta este negativ, știu, aici iată apar acest spectru de emoții. Acum și noi să vorbim, o să trecem prin fiecare parte și o să discutăm despre fiecare parte. Dar după regulă, noi nu trebuie să modificăm, pentru că aici noi o dăm în bară un pic. De ce? Tranzacția, spre exemplu, eu cu vânduc, ea totuși o să crească. Dar, de fapt, ea cade și atunci la mine ce apare? Minus. Minus. Cu minusul ăsta apare? Panică. Panică, frica. Frica care? Să nu pierdem. Foarte multe greșeli traderii le fac anume, iată, din cauza la aceasta. Frica de a nu pierde. Din experiență am observat un moment. Acel trader care nu se teme să piardă, el nu știu de ce mereu are de câștigat. Ați observat așa ceva? Spre exemplu, ați deschis o tranzacție, parcă erai mai indiferent de această tranzacție. Și nu știu de ce ajunge în take profit. Cine pe real a observat acest moment? Da. Este totuși așa ceva. Totul este... piața parcă te simte. Dar voi nu credeți că și noi nu facem greșeli. Noi la fel facem greșeli. Deci mie îmi pare că un trader ideal care să închidă toate tranzacțiile în take profit nu există. Numai doar de unul pe demo. Sau un trader care are un depozit foarte mare. Foarte, poate de milioane. Și el deschide tranzacții. Chiar dacă tranzacția se duce în minus, nu nimic strașnic. El știe că oricum tranzacția o să ajungă în profit. Istoria se repetă. Sau mai devreme sau mai târziu, oricum o să ajungă în profit. Așa, deci regula spune că nu trebuie să modificăm nici de profit, nici stop loss. Acum, cum este corect în tranzacționare? Eu am deschis afacerea și după risk money management, eu trebuie să merg încet și ușor spre creștere, corect? Da. După business plan, după risk money management, cât profit eu trebuie să fac pe lună? 10% din depozitul nostru. Depinde de scopul trei. Dar dacă tranzacționezi în siguranță, adică într-un tempo liniștit și sigur, fără ca să riști, cât procente? 5%. Cine dintre voi s-a oprit la 5%? Ridicați mâinile în sus. O clipă, vă rog. Multe situații, aici merge vorba de risk money management. Cine dintre voi s-a oprit la 5% din depozit? Eu dacă închid toate tranzacții care le-am în mâine minus, s-a fix la și mă opresc. Dar de ce când ați făcut 5% din profit, nu v-ați oprit? Ei, cum se oprește? Dar vă chiar mă opresc. Dar v-am făcut 5%. Ca tare, regula de bază spune felul următor. O afacere care îți aduce 10% profit, chiar din luna viitoare, se consideră o afacere ideală. Corect? Dar ce afacere o să-ți aducă 10% profit? Mai ales din a doua lună. Spuneți-mi. Dați-mi exemplu. De afacere clasică. Niciuna. Niciuna? Sau poate aveți careva idei. Atunci noi putem să spunem, dacă chiar acum chiar facem repede, care sunt criteriile de lege a afacerii, putem să spunem că trading-ul nu este o afacere profitabilă sau că trading-ul este o afacere riscantă, în care afaceri eu pot să-mi manipulez cu fiecare leuț care l-am în depozit. În care? Și transformăm factorii externi în profit în care afaceri putem să facem chestia asta. Adică a venit COVID-ul în Europa, din ce afaceri noi putem să facem profit din asta, în afară de cei produce mărci sau medicamente. Adică o afacere clasică. Sunt? Nu sunt așa ceva. Nu sunt. Care persoane, care trebuie? Că aici mai avem și asigurare. Chiar dacă pierdem oricum compania, ne asigură și ne ajută să facem să ajungem. Așa, în unele cazuri, compania a mers la așa niște pași care nici nu ne-am gândit că o să meargă vreodată. Dacă sincer, dar de fapt, nu putem spunem că există un broker mai avantajos decât Peleron, real nu este. Văd eu față de clienți. Atâta timp că nu a ajuns la apogeu, folosiți-vă.
atâtea timp cât el vouă vă oferă oportunități, folosiți-le. Căci în viitor, atunci când voi o să vă treziți și într-adevăr o să vreți să vă deschideți o afacere, atunci nu o să mai fie așa. Sfop este aici? Noi. Eu pot să las tranzacția activă măcar și un an. Eu pot să fiu trader de lungă durată. Da. Numai că aici ești un trader pasiv. Eu cunosc un trader care timp de un an a deschis 20 tranzacții. Real? Acum vorbesc serios. Câte puncte? Undeva îmi trebuie de punctele a făcut. Timp 20 tranzacții. Da, tranzacții de lungă durată. El ne-a făcut mai multe. Poftim? Piața capitală? Iacă poate o să-l invit la un masterclass, știu că el este un trader independent care deja nu mai are nevoie de masterclass, că el deja nu mai anunță când face extrage, când face split și așa mai departe. El singur lucrează. Și eu vreau ca în viitor fiecare dintre voi exact să devină un trader independent, care când a luat un stop loss, să nu se plângă familiei, să nu știe nimeni de acest stop loss, dar el singur să-și asume responsabilitatea, el singur să știe ce trebuie de făcut în viitor. Dar cu timpul voi o să deveniți așa. Situația asta, cu un minus, mi-le dă un plus și cartă. Și au mirelat situația și așa nu pot să-l închis pentru ce părinte. Exact. Cine cunoaște? Cine folosește? Metoda medierii, metoda lacă, adăugării, cercă. Cine face bani și cine încearcă să facă bani? Haideți așa. Nu, noi toți trebuie să facem bani, nu că cercăm. Asta nu existențiești, mai ales în tehnică. Exact. Aici sau faci sau nu faci. Corect? Corect. Încercare, ăsta e un cuvânt pauză, spun așa. Încercare, că eu am avut contul demo unde am avut de încercat și de văzut că pierdem, câștigăm sau și facem. Pentru și aici le-am să încercăm, aici trebuie făcut profit. Exact. Dacă ziceți totuși să vă deschideți depozit, înseamnă că nu vreți încercare, că vreți face. Da, foarte corect. Mai sunt acei traderi care mă întreabă, dar iată, poți să îți deschid depozit cu $100 și să încerc pe real? Ce faci cu $100 pe real? Asta e motivație? Mai bine să vă cumpărați o trepide cu o Nike sau ceva de $100 decât să investiți în tranzacționare. Aici e o afacere, în primul rând. Și cum vă spuneam, eu la persoanele care vin la traderii mele spun la teorie. Dacă voi considerați acest domeniu ca pe o afacere, voi mergeți mai departe. Eu vă iau la partea practică. Dacă voi nu considerați domeniul ăsta ca pe o afacere, voi considerați ca o loterie. Ce înseamnă o loterie? Atunci când eu am deschis depozit cu $1000 și din 1000 vreau să fac 100. Corect? A doua zi. A doua zi. Dar e posibil așa? M-am luat de la istorie, da. Dacă ai cont asigurat, înșerși. Dar ce, dragul meu, poți să sigur? Da, nu, la trei. Asta presupune risc, asta deja nu este afacere, asta este deja o loterie. Acolo nu mai e risc, acolo nu mai e risc, acolo nu mai e... Asta nu este strategie, asta nu este risk money management, nu este plan, nu este scop, asta este posibil, o să-mi iau rost, nu o să-mi iau rost. Sau rost, sau vred. Dați-mi exemplu de o afacere unde eu pot să investesc $1000 și să fac profit din a doua lună. Cazinul. În zecit, cum vin traderii. Adică eu nu pot să faci. Dar de ce nu în domeniul ăsta iată îi vor să facă asta? Să fie molodneasă. Vor să încerci să facă asta. Îi vor să încerci. Deci, noi trebuie să considerăm domeniul acesta ca pe o afacere. Dacă voi o să considerați ca pe o afacere. Și de ce v-am spus? Cine s-a oprit la 5%? Nimeni. Cine s-a oprit la 10%? Nimeni. Asta s-a oprit la 10%? Ale mine acolo e ceva mai delicat, îți fără după aia, dacă de-aia m-am obișit la 10%. Din cauza lactelor sau din cauza... Că pur și simplu ați înțeles că, uitați-vă, eu am făcut 10% și mă opresc. Luna viitoare o să mai fac. Ceva de genul. Eu am ajuns la 100% și am presat dat înapoi. Așa, voi ați ajuns la 100% în cât timp? 2 săptămâni urmă. Unde-i business plan, Gheorghe? Nu era pe mine atunci. Știți? Noi aici, ca la școala auto, noi vă învățăm să faci trading corect, sănătos. Voi cunoașteți regulile în tranzacționare.
Iar după ce finisați cursul de pregătire, fiecare trader își alege calea lui. Fiecare. Și dacă voi alegeți să riscați, atunci este numai problema voastră. Dar dacă voi priviți domeniul acesta ca pe o afacere și voi încet, încet mergeți spre mare, voi așa ajungeți la scopurile voastre. Da, un pic mai târziu, dar ajungeți. Dar când turiști, ce se întâmplă din această creștere? Iată așa merge. Spectrul de emoții. Păi cum e mai bine? Încet, stabil sau așa? Încet, stabil. Adrenalină. Încet, stabil, încet, ușor, încet, ușor. În general, ați observat cum dumneavoastră acționați atunci când sunteți panicați. E cața de zi cu zi, nu vorbim de trading. Faceți decizii corecte, procedați corect. Cum vă comportați în panică? Psihologia, psihologia spune că în panică nu poți să iei niciodată. Se iau cele mai greșite de decizii, de fapt. Și când ajungem noi în tranzacționare, ajungem să fim panicați, la fel. Dar această panică de ce vine? Pentru că noi nu respectăm balansul între risc și money management. Adică, noi construim într-un fel casă fără fundament. Da, casa e frumoasă, dar noi odată punem cruci pe ea, știind că ea nu o să fie durabilă și nu o să fie sigură. La fel și în tranzacționare, ca să avem noi o afacere sigură și durabilă și profitabilă, trebuie să respectăm risk money management. Adică el să fie balansat, să nu fie nici exagerat, așteptări exagerate, să nu visăm noi mereu. Stăm cu capul noi și ne gândim că iar eu am scop, dar nu respectăm risk money management. Adică totul să fie în balans. Așa o să fie mai durabil afacerea noastră, tranzacționarea noastră. Posibil noi o să ajungem la scop un pic mai încet, dar la sigur o să ajungem la scop. Dar dacă apăsăm sell pentru că repede se mișcă piața, nu știu unde o să ajungem. Adică, evident, sper să nu vă conviniți că ajungeți nu tare departe. Știți, tranzacționare ca și la pescuire. Noi când mergem, noi doar nu știm ce o să prindem, corect? Dar de fapt prindem și peștișori micuți și se mai întâmplă că avem noroc, prindem și mari. La fel și aici. După risk money management, noi la 10% dacă ajungem profit, asta este super. Noi trebuie să ne oprim, facem un pic de pauză, după care mergem mai departe. Dar chestia că noi nu ne oprim. Dar aici un pic e lăcomie. Eu de fapt agreez lăcomie. E ceva normal. Noi fiecare lucrăm, am lucrat, de fapt, cu salariu. Salariu stabil, mediu, corect? Care e salariul mediu în Republica Moldova? 8300. Cineva poate are chiar și mai puțin. Cineva poate un pic mai mult. Și atunci, timp de o lună, corect? Adică tu trebuie să mergi 8 ore pe zi la serviciu, trebuie să aștepți final de lună ca ulterior să primești 8000 de lei pe zi. Și aici deschis pe lună. Și aici deschis o tranzacție cu un lot, 10 puncte, ai făcut 100 de dolari. Și atunci te gândești, aha, eu am pipăit domeniul unde se poate de făcut bani. Dar cum eu totuși să mă opresc? Când să mă opresc? Noi totuși suntem oameni și eu înțeleg, lăcomie persistă la fiecare dintre noi și asta e ceva normal. Important voi să vă opriți. Atunci când ajungeți în euforie, să puneți stop. Ține domnul Eugen, m-a spus că te întrerup. M-a spus domnul Eugen, m-a spus că e făcut un plus careva acolo, Ian. E închis calculator 2 zile, nu te uiți la dâns. Și apoi după asta iar tranzacționez, pentru că din euforie asta la fel poți să faci greșeli. Nu faci mai mare, pierzi mai mult decât ai câștigat. Ați observat când deschideți tranzacția și piața totuși merge, ia în profit. Noi am lăsat take profit, dar ne gândim că am posibilitatea să fac eu un pic mai mulți bani. Mutăm take profit sau în general scoatem și ne gândim că o să închid eu tranzacția asta și primează duce în stop loss. Ați avut așa ceva? Da. Păi iată asta și este la mine. Adică chiar dacă noi în viața de zi cu zi nu suntem lacomi, chiar dacă în viața de zi cu zi nu suntem lacomi, în trading este ceva ok să ne întâlnim noi cu lăcomia asta, pentru că într-un fel, noi nu facem banii cu ciocan, adică noi nu facem fizic banii aceștia. Și parcă este un pic greu să controlăm noi când trebuie să ne oprim, adică când este destul. Dar este important chiar să învățăm chestia asta și mai bine, uneori, chiar și în tranzacționare, este potrivit expresia asta, sometimes less is more, adică
mai puțin, uneori mai puțin este mai mult. Adică mai bine câte un pic, dar de fiecare dată, adică o dată mult sau o dată toți pierdem. Adică mai bine să fie totul treptat, să mergem după plan, după risk management, încă o dată vorbim despre asta. La mine un trader și-a deschis, nu mai a finisat cursul de pregătire și-a deschis un depozit. El, de fapt, nu-i secret și-a deschis cu 10, compania mai dată cu 10, a luat bon. Era ziua lui din naștere. Atunci eu spun, asigurați-vă. Asigurați pentru că voi sunteți începători. Și se recomand, voi o să fiți mai încrezut, voi o să deschideți tranzacții, o să fiți mai leger, o să vă uitați la tranzacții. Știi, în cazul în care ai careva, pentru că compania îți întoarce totul înapoi. Nu, Elena, totul este ok, eu sunt afacerist deja de 20 de ani, am afaceri în agricultură, eu am pierdut mult la viața mea, eu deja nu mai am nevoie, nu mai risc niciodată. Mă sună acel trader peste o săptămână și îmi spune, Elena, dar eu pot să fac extragere? Mă gândesc. Stai că el aici a riscat și a făcut un profit mult mai mare decât ar trebui să fie. Timp de o săptămână el a ajuns la 70. La 70 de mii. Acum îi spun, da, opriți-vă, vă puteți să faceți extragere, dar închideți-vă toate tranzacțiile, că el avea careva tranzacții active. Bine, la sfârșit de săptămână, gata, închid tranzacțiile și vin și fac extragere. Mai trece încă 4 zile, mă telefonează și spune, dar poate îți vin să fac supunere. Ce s-a întâmplat? A uitat să uite la tranzacțiile active. Dar eu vă spun ce s-a întâmplat. SP 500. Noi cunoaștem că SP 500 într-una crește. Da? Da. După, regula spune, cât n-ai cumpărat pe SP 500, oricum mai rămâne loc pentru cumpărare. Da, nu uităm și de corecții. Acum ce faci eu? Deschide tranzacții de cumpărare, dar nu știu de ce, uită să plaseze stop loss. El a crezut că am învățat atât de bine acest instrument timp de o săptămână de când el tranzacționează și depozitul lui o să susțină toate aceste corecții. Merge și am mers la cartofi. Mai scurt trebuia să... Da, cartofi. Când seara se întoarce acasă, depozitul nu. A făcut o corecție undeva de 11.000 de puncte. Corecție ce mare? Cu două săptămâni? Da, exact. Cât ai deschis el tranzacții, dar 11.000 puncte nu e așa de mare, că te explică să pierzi un cont și am 30.000. Eu am de locuri deschis. Eu am deschis cu 5 locuri. Și așa de repede și 30.000, la 11.000 de puncte. Dar cât, o rămână are, câte puncte are? Este. Iată voi să mergeți acasă și să vă uitați în istorie, o rugnare, câte puncte are? Așa. Poate că ați observat în istorie... Ce? Corecția? Nu. Zero. După risc management. Eu am tradiționat mai mult și am mascot. Poftim încă un exemplu. Încă un moment. Cine a observat? Nu, dar am spus că pe sunt și peștișori mari. Noi avem noroc să-i prindem. Dar poate ați auzit chiar și prin cunoscut cineva, cuiva îi revine o moștenire, o sumă mare de bani. Sau câștigă la loterie o sumă mare de bani. Cineva și-a deschis afacerea cu aceste investiții. A crescut, i-a înmulțit? No, sau mai degrabă e? Sau mai degrabă... A început să trăiască frumos. Am bani, schimb de bani. Mă simt bine, eu sunt lecție. Cine? Iată, vă încuiți că vouă vi se dă câte 100 de mii, spre exemplu. Da? 100 de mii dolari. Ce veți face voi cu acești bani? Dacă nu știți de trading, asta așa specific. Nu, evident că cum toți spune că o să investim în trading, corect? Da. Sau nu toți așa? Da. Poftim? Să vindeți sau să cumpărați? Ne uităm și vreau să cumpere, vreau să poftiți. Așa. Da, poți să jucă și da, 20. Ok, cu Bitcoin un pic mai târziu. Deci ce ați face voi cu acești bani? În afară de investit în trading.
investiții. Am investiții să o facem. Dar de ce nimeni nu spune de cunoștințe? Cine ar investi în cunoștințe? Sunt din mic, cam o. Știți cum spunea un afacerist american? Eu din $10 care o să iau în buzunar, 9 o să investesc în reclamă. Dar în trading noi mereu avem ceva de învățat. Mereu. De ce eu vă recomand ca 9 să investiți în cunoștințe? Din acei 10 care voi aveți în buzunar. Pentru că traderul, el trebuie să-și abordeze o strategie. Fiecare trader este individual. De ce și nu se recomandă? Cel mai des la trader se întâlnește la cei începători. Anume când ei caută guru pe piață, dar el nu este. Voi trebuie să vă bazați și să vă abordați strategia voastră. Nu în zadar noi tot spunem, chiar și la market discussion, chiar și la masterclass-ul, abordați-vă strategia proprie. Nu vă conduceți după market discussion. Foarte des aud momentele acestea. Păi am privit market discussion și acolo mi-au spus în bani și eu am deschis tot în bani și s-a dus în minus. Păi cine e vinovat? Noi, pentru că noi nu am făcut analiză, noi trebuie să facem mai analiză noastră, după care, dacă vrem să intrăm la market discussion, ne uităm și vedem dacă merge. Dacă nu, oricum, analiza noastră e necorectă. Orice analiză e subiectivă. Fiecare e corect. Măcar nu-ți pare rău că ai pierdut, că ai făcut propria analiză. Dacă n-ascult cineva și pierzi, dar că este mai... Deci, pentru unii ne vine să dai vina pe cineva, adică cu vezi. Da, vedeți că aici este deja diferența de gândire. În tranzacționare totuși este afacerea noastră. Cel mai interesant că noi din fiecare stop-loss învățăm câte ceva. Cine dintre voi a luat cel mai mult stop-loss? Cred că eu. Cât stop-loss-ul cel mai mult ați luat? Foarte mult. Foarte mult, asta e nimic. Câte? Am știut. O dată. Minim 100 în 3 săptămâni. Minim 100 în 3 săptămâni. Sunteți VIP? Dar am falimentat contul. Nu, nu-s VIP. Aveți strategia voastră? Nu. Cum? PSP am avut acum... Eu tot timp tranzacționam cu stop-loss pozitiv. Și am deschis 3 tranzacții în care nu am pus stop-loss-uri pozitive. Din greșeală, din grabă, eu am uitat și am închis calculatorul și m-am trezit. Mai aveam alte tranzacții, nu numai PSP. Și m-am trezit că gata, aproape nu mai este nimic și am făcut trei de toate loturile ca să-mi întoarcă securarea banii. Așa. De asta stop loss-uri la mine negative sunt foarte mari. Că eu le-am făcut trei, numai le deschideam și le închideam să reușesc să fac loturile ca să-mi întoarcă securarea banii. Din fiecare tranzacție închisă în stop loss, noi învățăm câte ceva. Este oare așa ceva? Da. Ce mai bine învățăm de fapt în stop loss? Numai prin autoanaliză, numai prin autoevaluare, noi câte ceva o să învățăm și astfel o să creștem. Deci, dacă voi ați luat un stop loss, asta nu e strașnic. Te-ai oprit, ai făcut analiza, prognoza, ai văzut după direcție, intrare și ieșire și ai înțeles unde e greșeala. Dacă traderul înțelege unde e greșeala lui, unde el a greșit, chiar dacă ai pierdut depozitul, la mine un trader deja a 5-a oară face o suplinire. Ultimele des nici nu spune. Dar știți ce? Pentru că el își înțelege greșeala lui. Dar el nu înțelege că atunci când tu ridici 300 de km la oră, ți-i trebuie o mașină corespunzătoare. Dacă eu, spre exemplu, merg cu un Renault, eu o scutăr de ca 300 km la oră. Da. Da. Sigur. Trebuie mecan. Ce se întâmplă? Să-i buhnească motorul. Dar nu, buhnește. El nu știu să ridică până la 300. Deci nu se... Însuși, nici nu este indicat acolo, da, la speedometru. Da, speedometru 300 km. Dar ca eu să mă simt confortabil și eu totuși să ridic 300 km la oră, ce îmi trebuie mie? Să mai cumpăr încă o mașină în Renault Megane? Cu gândul, cu speranța. O, cu speranța, cu poate totuși motorul o să țină. O să o pun la rezistență, la viteza care eu vreau să ridic. Sau eu o să fac, cum spune limba rusă, un canion. Și o să-mi cumpăr ce? Avion. Avion. Sau să ai parașută, ca să-i trăim pe sau să ai...
Eu, de fapt, preconizam să vă spun că îmi cumpăr mai bine o mașină care poate ridica liber 300 km la oră, ca eu să mă simt confortabil la fel și cu depozitul. În psihologie este așa un termen care se numește FOMO, dacă ați auzit, se traduce din engleză, adică se descifrează în engleză ca Fear of Missing Out, adică, așa o să o citiți și despre ea. Adică, se are în vedere că noi, în tranzacționare, foarte des suntem înfricoșați că o să pierdem oportunitatea să facem profit mai mare. Sau intrăm prea târziu, intrăm adică la sfârșit de corecție, pentru că vedem, de exemplu, o... Intrăm aici, de exemplu, la sfârșit de corecție. Intrăm prea târziu, vedem o creștere activă și ne gândim, poate simt și eu un bani. Adică ați întâlnit așa o da, așa situație? Da. Adică vedem o creștere activă și ne gândim și eu un bani, poate fac profit și mai deschidem încă și tranzacția cu mai multe lucruri, adică cu un volum mai mare decât trebuia. Merge tranzacția în corecție sau în genere merge împotriva noastră și noi pierdem mult din depozit. Sau acest fenomen se mai întâlnește și atunci când noi, cu scopul de a ne mări depozitul mult mai repede, intrăm pe instrumente riscante, adică instrumente care nu sunt corespondătoare depozitului nostru. De exemplu, persoane care au, nu au care nu au depozit profesionist, intră pe S500, nu contează, nu contează că intră cu 0,1 sau cu mai puțin volum, oricum. Foarte repede și foarte ușor poți să pierzi depozit de 5.000, de 10.000, dacă intri pe S500, da, adică, ca noi să avem în vedere acest fenomen, noi trebuie să știm că oricine se întâlnește cu el, chiar și la curs, când tranzacționăm pe demo, noi putem să observăm chestia aceasta. De exemplu, eu când făceam cursul, am avut așa o situație, că aveam, mi-am deschis eu un depozit demo de 10.000, și am decis eu să intru pe CAC 40 și mă gândeam că fac eu profit, dar am făcut un profit și prima am deschis iarăși tranzacții și s-a dus în minus, am intrat în lagăr, nu știam cum să gestionez lagărul mai pe scurt și am vorbit cu managerul meu și el mi-a spus că niciodată cu așa depozit nu se intră pe piața de capital. Și de atunci am învățat lecția mai pe scurt eu. Înainte de a intra pe CAC 40, spuneți 40 de ori nu și ultima dată da. Am avut și o experiență cu 40, numai că nu pe demo, deja pe real. Nu știu de ce, fiind începătoare, delegul cum spune, atunci când vrei să încerci o strategie, nu un instrument nou, neapărat testează pe demo. Pe demo. Dar eu am înțeles că tot ce, eu am real, ce nu trebuie să testez pe demo. Hai pe real, da. Și am deschis o tranzacție pe CAC 40 cu 0,1. Vă dați seama, cu 0,1. Timp de 5 minute, nu știu, nu mai mult, real, i-a ajuns în jos, eu am deschis buy, așa, i-a ajuns în minus 1000. Timp de 5 minute, probabil, era noutate, nu mai țin minte, pentru că iată acele momente de înfierbântare. Când tu, în general, nu-ți dai seama ce se întâmplă. Cine a avut aceste momente de înfierbântare? Mai este și faptul că dacă tu ai bani, ăștia strângi și începi. Da, dacă mai ai credit, luat banii, credit ceva și să ții un depou, să poți profit, adică să poți închide la sfârșit de lună, să ai ții credit, să mergi cu depozit, e foarte greu, mai ales anume psihologic, îți bătei capul. Păi iată de ce 90% din trading este psihologie, iată aceste momente. Nu în zadar voi de orice nu v-ați apuca, spre exemplu, să dezvoltați ceva de un proiect, să învățați ceva nou. Dacă la voi, psihologic, în creieraș, nu este totul pus la punct, la voi se primește ceva. Da. Trebuie să fie plan, permanent trebuie să fie plan. Exact. Mai întâi de toate voi trebuie să vă calmați. Cum îmi le recomand traderilor? Ai luat 20 de grame de whisky, spre exemplu, ai servit, te-ai liniștit și deja începi să tranzacționezi. Important trebuie să fii relaxat.
și atunci o să vedeți că totul o să vă se primească și o să ajungeți la scopurile propuse. Ce mai corect este să, dacă noi am pierdut, adică am avut o tranzacție nereușită, nu începem să tranzacționăm din scopul de a ne răzbuna pe piață, pentru că piața știm că nu este dușmanul nostru, ea nu merge intenționat împotriva noastră. Toate cum mulți trader spun că nu, numai eu am deschis tranzacție, piața se duce împotriva mea, de data se duce în minus. Foarte des aceste lucruri se întâmplă, mai ales la începători, pentru că nu este destul de experiență și nu au urmărit destule tranzacții ca să înțeleagă, dar în așa momente nu se deschide o tranzacție, mai ales pe același instrument și mai ales iarăși, cu interval puțin de timp, nu se deschide iarăși o tranzacție. Trebuie să închizi calculatorul, să te calmezi, ești la fel ca și în relațiile interpersonale. Adică, dacă noi ne-am certat cu un prieten sau cu cineva, noi nu decidem și nu rezolvăm problema deodată. Noi ne calmăm, ne liniștim spiritele, pe urmă discutăm și rezolvăm problema mai productiv. Adică, o rezolvăm așa cum trebuie să fie rezolvat. La fel și în trading. Noi facem o pauză, închidem calculatorul, ne dăm timp nou emoțiilor noastre să se asimileze, deschidem calculatorul, analizăm unde am greșit, după asta deschidem tranzacții. Așa se lucrează cu piața. Ce au avut momente de acestea când deschizi o tranzacție, după analiză, prognoză, totul este corect, ea se duce în profit. Aici am plasat de profitul, aici stop-loss. Acum, tranzacția noastră, brac, deja să ajungă la take profit. Și eu ce fac aici? Egipto, take profit mai sus. Așa, da. Ce trebuie să ajungă? Ea trebuie stop loss, așa, cineva ridică? Pozitiv, pentru că dacă chiar ies întoarce înapoi, ridicăm și take profit și stop loss-ul. Stop loss-ul o punem pozitiv. Dacă ea nu se duce până la take profit, în fine. Stop loss-ul este pozitiv și dacă se închide plus, dar nu în minus. Și iar avem de câștigat, dar nu pierdut. Așa. Chestia cu stop loss-ul, el la fel trebuie să fie plasat corect. Mm-hmm. Dacă, spre exemplu, eu am scris de aici poziții de cumpărare, ea merg 20 de puncte, dar eu repede, cu gândul că plasez stop loss pozitiv, ca în caz contrar, la mine tranzacția se închidă în 0. Deci, da? 20 de puncte, sau 10 puncte. Faci cu stop loss-ul pozitiv, el... Asta are nevoie de fluctueză și el nu o să reușească nici să fluctueze, nici în sus, nici în jos, el asta îl închide și... Exact, iată despre aceasta și vorbesc. Dacă eu voi plasa stop loss 20 de puncte, da, piața se întoarce înapoi, mi se închide în 20 de puncte, dar aici ea face o fluctuație, după care totuși își continuă tendința crescătoare. Da, eu n-am pierdut, dar eu am câștigat? Nu, așa. Dar sunt eu un trader productiv. Sunt eu un trader profitabil. O să ajung eu și la scopurile mele. Cel mai greu de fapt... Da. Cel mai greu de fapt e să intri pe piață. Cel mai greu. Pentru că atunci când tu înainte de intra trebuie să faci această analiză. Și nu e greu să faci o analiză, o prognoză, dar ce e greu aici? Răbdare. Exact, răbdarea. Deci traderii, iată cine dintre voi făcând analiza tranzacțiilor, au toate tranzacțiile plasate, deschise numai după răbdare, după ce au așteptat confirmarea aceasta. Cine dintre voi? Cred că 2% din tranzacții. Toate tranzacțiile să fie așa. Toate nu, da? Toate. Apoi după confirmare, niciodată când eu deschid, iată, spre exemplu, prețul actual este aici, prețul actual. Ci eu mereu deschid poziții de aici, fie de cumpărare, fie de vânzare? Nu. Nu? Noi trebuie să lăsăm pieții un spațiu ca ea să fluctueze, pentru că piața este organism viu. Niciodată. De ce eu fie voi plasa aici, în funcție deja cum fluctuează prețul, aici voi plasa un buy stop, presupunem dacă lucrăm cu ordine amânate, și aici undeva mai jos, un sell stop. Sau deja aștept singur confirmare că eu să deschid aceste tranzacții. Dar nici de cum nu voi deschid la prețul actual. Încă un moment, cine dintre voi atunci când este, spre exemplu, un impuls sau este noutate care deja a început să lucreze, deschid tranzacții? Eu deschid tranzacții, ea o să mai meargă? Pentru că la mine ce apare, chiar și aici? Speranța. Când apare speranța? Atunci când vedem că e tot greșit și
La noi, dați, la noi în dat se trezește dispoziția aceasta de a mai cumpăra. Cineva ce face? Mai deschide. O, mai deschide tranzacții, crește curajul, dar ea merge. Nu sunt prostul doar 200 de exemplu de puncte, dar să luăm mai cele 200 și după asta încă 180. Dacă mai deschide un bani, cât acolo. Așa, și nu o să mai deschid cu un lot, nu o să mai deschid cu două, cât am început din start. Dar o deschid cât? Ce? Mai multe, pentru că ei nu deja de... ce cont ai? De... Oh, dar trei dolari îți gândești la risk money management atunci? Nu piața, mergi în sus. Dar ce eu sunt de cu ziua tot de piață? Da, eu o slacu. Cât mai mult scos pe aici. Deci aici apare speranța. Ce trebuie eu să fac atunci când ea apare în momentul acesta? Speranță și oameni. Până după mie mai este. Sunteți o plătură? Da, să nu faci nici eu, nu-i gândi. Eu, parcă. Să te duci în cel mai interesant după această speranță, automat apare azart. Cine a avut momente de acestea când tu deschizi o tranzacție, spre exemplu, un sell? Da? El un pic cade în jos. După care eu am deschis aici cu un lot, analiza mea s-a diferit. Aici sunt de bravo. Dar eu vreau să iei unul mai mare. Eu doar și să fac profit. Eu de aici deschid cu 5 loturi. După care piața face vânare de înghițire, a înghițit mișcarea descendentă și brusc crește. Sau am tranzacționat o săptămână pe cotațiile valutare, văd că am 5 take profituri, totul este bine și frumos, 10 take profit, 20, depinde deja. Deci, gata, piața valutară nu e de mine. Eu am crescut, eu deja sunt trader care îmi permit mai mult. E de Bitcoin. De Bitcoin nu ne permite atât de ușor să intrăm, dar trecem la piața de capital. Sau chiar la celălalt brand, știi de aia. Așa, sau chiar la celălalt brand. Sau pe gol. O, dar pe gol, dar pe gol. Chiar dacă dăm experiență. Pentru că am făcut din primele ori de a-ți profit de dansă, de teare mai de-a-ți. Chestia care îi spuneam, mereu, asigurați-vă, chiar dacă voi ați deschis poziții careva, fie în creștere, fie în cădere, deci voi nu vă asigurați fie cu ori neamănat, dar ok, vă nu iubiți să luați stop-loss-ul. Nimeni nu iubește să ia stop-loss-ul. Dar, care moment poate mai fie? Lacăt. Lacăt, eu pot să mă asigur, spre exemplu, cum buy stop. Da, numai că nu știu de ce traderul nu se asigură și ajunge într-un moment de panică. Acum și noi să ajungem, da. După azar, eu am intrat totuși, spre exemplu, pe piața de capital sau piața energetică sau pe oricare instrument mai, sau aceleași cotații valutate exotice. Da, noi cu toții cunoaștem cheile la fel, oferă posibilități foarte mari, situații mari. Așa, și el a deschis o tranzacție, acel trader și-a luat profit. Unde el ajunge? E o euforie. Cine dintre voi a simțit euforie? Eu. Cine eu? Eu. Cine a mai simțit euforie? Eu am crezut că tot vă sunt față. Știți, când, noi la, când au fost alegerile? Statele Unite. Noi mai de mult. Noiembrie. Noiembrie. La mine un trader începător a finisat exact cursul de pregătire undeva cu vreo săptămână înainte. Și înainte de alegeri, cu toții deja se discuta foarte mult, dar cam voi de cine ești, cât timp are în tranzacționare pe real? Cine a făcut profit la alegeri? A, voi toți sunteți noi pe viață, da? Da. Da. Deci, la mine un trader a finisat cursul de pregătire și și-a deschis depozit. Cu gândul că să fac profit la alegeri, pentru că la alegeri piața fluctua foarte mult. Adică,
făcea niște fluctuații mai mult, mai mari decât acum. Spre exemplu, pe zi putea să fluctueze la 20 și ceva de puncte. Și ce face ea? Acolo a fost un trend descrescător, dacă nu mă greșesc, chiar deschis poziții de vânzare pe impuls. Pe toate cotațiile de bază, sell. Pe cele indirecte și pe cele directe, buy deja. Depinde deja de cotație. Mai scurt, pe impuls. Acum, când a luat profit, a luat în jur de 5 sau 6 take profit. Dar take profit-uri așa de 300 de puncte, cu volum mai mare. După care ea mă telefona și îmi spune, domnișoara Irina, eu am făcut, eu mi-am îndeplinit triplu planul. Ea, pur și simplu, nu vă dați seama ce emoții avea. Și îi spun, te oprești. Te oprești, pentru că impulsurile deja se finisau. Și ea, bine, dar acum mai intru, mai deschid încă două tranzacții, ca eu să-mi fac o sumă rotundă. După care mă opresc. Ce face ea? Deschide pe corecție. Exact pe aceleași cotații. Intru pe corecție în bani, cam cu același volum. Datorită la faptul că piața fluctua, ea știa de risk money management. Ea se asigura cu stop loss. Depozitul ei era asigurat și el neapărat trebuia să se asigure cu stop loss la toate tranzacțiile. Și a plasat în jur la fiecare stop loss de pe 200 de puncte. El era un profit. Dar nu știu de ce nu a folosit stop loss pozitiv. S-a apucat. Când s-a trezit dimineață, toate tranzacțiile în stop loss. De la euforie, ea îndată a ajuns, iată aici, în depresie. Dar nici nu în depresie, mai degrabă panică. S-a trezit dimineață, cinci stop loss-uri și ea și-a pus în gând. Eu am pierdut aici, eu de aici și mi-i întorc. Repede, tot ce a făcut, i-a vrut să întoarcă. A privit market discussion, hai să intru după analiza de la market discussion, fără ca să fac o analiză oarecare. Cum vreți, a făcut profit. Exact. Iată acea stare de efect. Asta și este tranzacționare din răzbunare față de piață. Adică când ai pierdut, vrei să repede să se întorci tot ce ai pierdut înapoi, pierzi și mai mult. Adică totuși avem nevoie de pauză. După o pierdere trebuie să fie o pauză. Chiar dacă am obosit, de exemplu, sau simțim că nu merge tranzacționarea noi, sau luăm egal stop loss-ul și take profit-ul, la fel, luăm o pauză și acest lucru ne ajută să începem cu putere noi să tranzacționăm, să luăm profit-ul. Da, exact. Deci, datorită la faptul că a vrut să întoarcă tot profitul care l-a făcut timp de o lună, timp de o săptămână, poate fiecare dintre voi sunt siguri că ați trecut prin aceste momente sau nu e așa. Voi vreți să vă întoarceți tot timp de o oră, timp de două, timp de o zi. Dar nu este posibil așa. Aici piața se depsește. Te întoarce la 360 de grade. Și atunci norocul ei că depozitul era asigurat. Ea a închis toate tranzacțiile, da, îi mai rămăsesc ceva de bani, dar deja compania i-a restituit toți banii înapoi. Deci ar trebui să nu acționați în stare de efect. Ea dacă lăsa un pic calculatorul, făcea o analiză, o prognoză rece, eu sunt sigur că ea de-a se reușească. Dar din cauza că a acționat repede, privit, ei nu i-a reușit. Și aici, viața se lipsește. Așa, foarte tare. În euforie, eu când eram începătoare, am intrat pe SP500. Am intrat cu un volum de un lot, dacă nu mă greșesc. Timp de câteva ore am făcut un 3.000 de dolari. Timp de câteva ore, două ore, dacă nu greșesc, nu mai mult. Și eu mă gândeam, stai un pic, cu așa succes, dar eu gata, eu făceam planuri. Mâine îmi cumpăr apartament, îmi cumpăr mașină, îmi cumpăr nu știu ce mai... Gata, Chișinău este a meu. E corect asta? Nu. Știți, euforia este cel mai risc. Spuneam, cea mai riscantă emoție. În trading.
ne duce în eroare. Atunci când tu nu-ți dai seama ce se întâmplă, ție nu-ți vine a crede, pentru că tu lucrai o lună pentru acei 10.000 de lei și aici, într-o oră, tu faci 30. Oare așa e posibil? Și nu-ți ajung. De ce nu ne oprim tot? De ce nu ne mulțumim cu ceea ce este? Nu m-am axat mai mult pe figurare, știți? Eu m-am axat pe bază că atâta timp cât, da, deja eu nu-mi mai permit să fac prostii pe care le-am făcut, dar eu m-am axat pe asta. Înainte eu crescut mult mai mult până la aceste două cădere, dar eu nu mai au crescut, eu puțin acolo 2-3 luni în aer au avut corecții micuțe, da? De pe 4 mai până acum la corecție este, eu nu am avut așa, de pe 4 martie până acum eu nu am avut așa mari cădere. Și eu am spus, ori risc cu totul, ori nu risc deloc, atâta timp cât era asigurarea. Da, cum nu mi-ai permis să risc cu totul, nu ne-am mai luat odată asigurare, dar am riscat și nu a fost în favoarea mea, da? Colegii mei care au început înaintea mea, eu au riscat din când s-a început corecția de 4 martie și au ajuns aproape toți la contul VIP. Eu sunt foarte mândru de ei, dar eu am deschis mai târziu după ce eu prins start corecția asta și nu mi-a reușit. Tot eu sunt v-ați confruntat cu acest lucru. N-ai nimic strașnic, eu mă calmez și o să mai aștept corecții de PSP, nu mai într-o atâta timp cât el crește, lasă-l să crească. Ok, dar de ce eu să nu transacționez după business plan? Spre exemplu, pe piața voluntară. Cu ce mai rea piața voluntară? Eu nu iubesc la piața voluntară. Eu nu iubesc la piața voluntară. Cum? Dar dacă e un mai mare? Păi, e mai rapid. Și oamenii de obicei vor instantaneu de rău să spunească. Asta. Aveți emoții, emoții. Eu recomand totuși folos, mă ales traderii începători, piața voluntară, deci acolo fluctuațiile sunt mai lente. Voi reuși să luați careva decizii, să luați careva acțiuni. Asta ca și cum ai intra în cotitură cu 200 de km la oră, reușești să faci careva acțiuni? Reușești? Deci, după ce deja ai salutat cu papul, da? Da, atunci când tu mergi cu 60 de km la oră, reușești? Da. Da, da, la fel și aici. Dacă voi să lucrați pe piața voluntară, voi să reușiți să luați careva acțiuni, chiar dacă voi ați intrat cu volum mare, chiar dacă. Însă, pe piața de capital, voi nu reușiți aceste momente și voi încă nu aveți imunitatea aceea ca voi să suportați minusul acesta activ. De ce? Mai bine tranzacționați pe cotațiile valutare. Un trader de-a colegului tranzacționa la fel pe SP500. Recent și a deschis depozit. A deschis tranzacții, undeva avea un pat, două loturi, dacă nu mă greșesc, dar depozitul nu atât de mare. Corecția, tranzacțiile mergeau în jos, el nu s-a asigurat cu nimic, nici cu stop loss, nici cu sell stop. El mergea în jos, el cu simplu stătea și se uita. El s-a blocat. El deschide în sell și de pași 22 în jos și oricum mai să fie în plus. Eu nu am reușit să conștientizeze ce se întâmplă. Nu, de ce? Eu merg și deschis sell-ul, pur și simplu, și aștept să pun și să duci în preț până aproximativ. Am deschis sell-ul și poate el oricum se duce în sus. S-a deschis sell-ul și iar s-a dus. Hai să-ți dă cont și eu. Dar dacă mai capăr, mai gândi așa, în momentul ăsta, ce? Nu, iată, situații de care vrei. Real. Trebuie să facem pe capul să gândească așa. Dar și ești piața îți duc cum gândești ca mai sunt momentele acestea când traderii spune, dar piața nu ține cu mine. Dar e corect oare așa? Sau piața mă urmărește, eu îți schidu un bani, de-ți duce în sell. Eu îți schidu eu în sell, de-ți duce în bani. Da, vreau. Brokerul special vrea ca eu să pierd. Special vrea. Oare brokerul vrea? Vreau ca voi să pierdeți? Brokerul urmărește fiecare trader cum tranzacționează, chiar fix în fix, iar stai să uită fiecare cum ne-a dat și cum a dat. Azi nu știu să plăsesc. Eu mai recomand asta, toți camera atunci și nu să vă urmărească. De fapt, este momentul acesta de când viața și amploare.
Noi trebuie pur și simplu să așteptăm un pic de răbdare. Iată, la final noi o să vă dăm careva sfaturi care voi trebuie să le urmați și o să vedeți că dacă o să vă țineți de aceste sfaturi, voi să ajungeți ușor unde voi vă propuneți. Important trebuie să aveți această tărie de caracter. E evident, cu timpul o să se dezvolte la fiecare dintre voi. Voi să deveniți puternici emoționali și nu o să mai aveți aceste fluctuații, da, în emoții. O să vedeți, o să fie mult mai ușor de regulat aceste fluctuații. Dar după euforie, ce merge? Crah. Laconie. Păi iată, azartul acesta apare exact de mânturie. După asta mi-ești depresie, că așa trebuie să vreau. Atunci când vreau să vede, că noi suntem prea lacuri, ia ce faci? Te cofor pe pământ un pic, da? Așa. Fie luăm mai mulți stop-loss-uri, fie rămânem fără depozit, depinde cât de mult ai te lăcomit, care, unde ai ajuns cu lăcomia. Deci ajungem unde? Da, de siguranță. După asta, la zero. Că ajungem la zero, da. Dar după eu... Dacă te oprești la timp, ajungi la bani. Dacă te oprești la timp, dar oare nu ne oprim? Cine de voi s-a oprit la 20%? La 10 clar cu nimic. La 20. Cine s-a oprit la 20%? Cine s-a oprit la 30%? Cine s-a oprit la 40%? Noi nu ne oprim deloc. Ajungi la aceste 20-30. Și voi spuneți că nu sunteți lacuri? Și voi spuneți că vă conduceți după business plan? Deloc. Care e business plan, poate să meargă vorba aici? Știți, un trader îmi spune, mă opresc, dar știți de ce mă opresc? Când se finisează luna. Și atunci, da, eu m-am oprit la 40%, sau m-am oprit la 70%, sau m-am oprit la... Depinde deja unde voi ați ajuns. Dar voi trebuie să fiți atenți, că piața te întoarce înapoi. Ușor te întoarce la 360 grade. Și tu rămâi nu numai fără profit, dar rămâi, poți să rămâi în general fără depozit. Și aici deja trebuie să iei responsabilitatea asupra umerilor tăi și să știi ce să faci mai departe. Dar aici traderii se diferențează două categorii. Cei care într-adevăr iau responsabilitatea asupra lor și știu deja ce să facă. Fie mai își deschid un depozit, fie reinvestesc, depinde deja de situație. Dar sunt acei traderi, mai ales începători, care au luat câteva stop-loss-uri și gata, își pierd entuziasmul. Poftim? Sunt de aceștia, da. Dar cum crezi? De ce așa se întâmplă? N-am credere, în primul rând, în branșă. E în sine. Că... Da, că am știut de stop-loss-uri acolo, gata, îți pare că nu știi, dar n-ai învățat, nu ești sigur că la acceptări, că tu nu poți, că nu... Și negativul ăsta întotdeauna pasă. Da, e vină pe toți, numai nu pe tine. Asta nu-i pentru mine, asta... Toți îți devină prejurul tău, mă rog tu. Scrie pe internet, ziceam că da, nu ești real. Așa, exact. Rei, numai tu ești cel mai brav. Iată, eu când vin la dimineața la Servecio, acolo, de la Culeanca, la cerc, se fac reparații. Și chestia aceasta provoacă eu să vin mai greu decât timp preconizat din timp cum eu preconizez să ajung. Cine e vinovat? Toți. Primarul. Nu știu că nu are nici. Înainte la cineva e vinovat. Acum cine e vinovat? Da, pentru că el refacă drumurile și eu din cauza lui ajung mai greu aici. Dar nu din cauza, că eu trebuie să mă pornesc mai devreme să mă pornesc mai devreme, ajung la timp. Dar eu nu vreau să-mi schimb regimul de printerilor mele, da? Eu vreau să pornesc exact cum și porneam înainte. Mai este un trader, nu știu, poate voi ați mai auzit de el, și-a deschis depozit. Real, trader începător. Și a deschis tranzacții, deja el avea soție, copil, a plecat la plimbare. Când s-a întors înapoi peste 2 ore, soția lui cea a văzut că el deschide tranzacții, a ce bine, face bani, dar ce eu nu pot, eu doar pot. A deschis tranzacții. Și ea. Numai că un pic nu unde trebuie. Un pic contra. Și când el s-a întors acasă, depozitul... Contul lui? Da, contul lui. Ea nu avea cunoștințe în domeniul acesta. Și când... Nu știu, stop loss, fără stop loss, când s-a întors înapoi, depozitul nu mai era.
Mai degrabă ai ce să spui. Cum vezi butonul? Poate. Poate? Nu spune. Interesant cum vezi butonul care se poate tranzacția. Am văzut ce tu faci. Cum face dacă ei sunt prea are cunoștințe constructive. Eu de pildă la mine ești mai camerator și eu des mă uit la cifre. Nu faci doctorul să cuvântează. Eu des mă uit la cifre. Ai fost la mine, o să duc pe mine. Asta ta și ghid. E mă încurajată. Asta am spus. Da. Acum el când se întoarce înapoi acasă, vede deja care e situația. Vine în oficiu și spune... Când nu are deschisă tranzacția asta? Vine în oficiu și spune, dar nu eu, soția! Și dă toată vina pe ea. Pe ea. E corect? Cine da. E de fapt de vinovat? Tu, trebuie să ne spun la da, exact. Asta e afacerea noastră. Noi trebuie să fim responsabili de ea. Nimeni nu o să vă gestioneze afacerea voastră mai bine decât voi. Nimeni. Și voi, în primul rând, duceți responsabilitate. De ce, cum și-am spus din start, traderul este cea persoană puternică, responsabilă, care, indiferent de situația care se întâmplă, el oricum își asimilează greșelile și riscurile. Mai este, la fel o situație, un trader. Ai deschis tranzacții, mai întâi, nu știu, a fixat profit pe... careva momente, fie a intrat la figură, fie a intrat la nivel, nu mai contează, însuși el a fixat profit. După care intră la fel aceleași tranzacții, două tranzacții cu câte două loturi, numai cu stop loss cu mult mai mare la plasat. Și se închid în minus. Acum vine la oficiu și spune, păi copilul mie mi-a accesat acolo, a apăsat pe buton și s-au pornit tranzacțiile. Oare? Nu. Copilul a ales volum, două loturi. A accesat. Exact. Volumul se memorizează la cantare. Volumul, da, da. Nu se plasează. Copilul e șef. Da, e șef. Păi, iată, copiii să nu ne deschidă tranzacții, noi trebuie, ai plecat undeva, îți închis, face. Nu ești deja depinde de fiecare trader în bani. Așa, tot și n-am înțeles. După euforie, ce vine? Negare, da. Frică. Spre exemplu, iată, eu sunt acel trader care am ajuns la 70.000 și brusc am deschis tranzacții pe SPCZ și am rămas fără depozit. Am ajuns unde? Depresie. Este depresie. Cine a simțit depresia? Haideți. Eu sunt sigur că fiecare dintre voi a simțit depresie. La mine un trader o săptămână nu a ieșit din casă. O săptămână. Eu nu știu cum s-a descurcat el, dar până într-un final l-am adus la oficiu și am discutat cu el. Dar vă dați seama ce? Ce serios era la el. Poftim? Era o lăpturbă. Nu? Era ca să trec? Aia nu. E bine, ca pagăți rămâie afară pe săptămâni. Așa, deci, din euforie, exact, din depresie. Așa, acum ce se întâmplă mai departe? Eu, spre exemplu, am luat totuși acel stop loss mare, da? Eu încep să deschid alte tranzacții. Am închis un pic calculator, m-am liniștit, deja m-am relaxat, încep să deschid careva tranzacții. Ele se duc în profit. Ce apare? Speranță. Așa, exact. Speranță. Deci, tranzacțiile mele se duc în profit, eu îmi închid în profit, mai deschid alte tranzacții. Deja mă conduc după analiza mea, pentru că eu totuși am învățat ceva din greșelile mele și am înțeles că totuși analiza aceasta lucrează. Și dacă eu am luat tot loss, este greșea la mea, dar eu oricum nu o să-mi schimb strategia și o tranzacționez în continuare. Deci, ele se închid în profil, ce apare în continuare? Speranță, ușurință. Așa, o, ușurință. Optimism. Așa. Iarăși, tranzacțiile merg în profil, totul este bine, deja apare optimism. Aha. Atunci când eu spuneam aici că gata, domeniul ăsta nu pentru mine, eu nu mai tranzacționez niciodată, de ce m-am apucat, mai bine mă duceam și făceam altceva. Aici deja gata, ușurință. Hai tot, poate domeniul ăsta e pentru mine?
Totuși, poate eu sunt acel trader care poate să fac profit, dacă totuși am tranzacții, profit. Și totuși aici a fost o greșeală care se poate de corectat. Și atunci aici apare optimism. Optimism. Ia-și lasă. O. Dar faci nouă până și ecare. Poftim? Îți faci nouă și ești nică. Am numai, am numai, da, sigur. Dar voi ce nu aveți? Da. Consultanții voștri. Nu mă dă. Așa, apare azartul, după azart, iarăși se începe. Euforia, după euforie, dacă reușești, te oprești, atunci e bine. Dacă nu reușești, te oprești, atunci iarăși se începe. În loc eu să cresc frumos, de la micuț spre mare, la mine ce se întâmplă? Iată exact spre spectrul acesta de emoții. Cum spune rusă? Cum spune rusă? Emoționalne crește. Iată. Așa. Deci, aici depinde cum voi alegeți să tranzacționați în continuare. Fie voi sunteți, aveți acest padușca de zapasnosti. Mai scurt. Noi știm că la mașini se instalează airbag-urile din uzină. Adică nu înainte de accident, nu în timpul accidentului. La fel și noi. Noi ne stabilim. Nu stopim înainte. Adică, cel puțin, mai întâi facem risk management, adică ne stabilim. Care sunt riscuri care putem să ne permitem? Ce scop avem și avem în vedere planul nostru? Asta este foarte important. După care noi discutăm tranzacția, nu invers. Nu în timpul la euforie sau în timpul la depresie, noi deja ne gândim că, iată, eu am avut un plan, da, uitat el sau încercăm să recuperăm ceea ce am pierdut. Deci totul se face treptat și din timp. Asta este foarte important. De aceea, cu managerii dumneavoastră este important să vă faceți un risk money management sau dacă nu cu managerii singuri, pentru că la cursurile de pregătire se vorbește despre asta și nu degeaba se vorbește, pentru că este cea mai răspândită greșeală a traderilor, că ei nu au... Este important chiar să avem și un plan și un scop. Un scop, dacă nu ai scop, chiar dacă tranzacționezi bine, o să fii sau în zero, sau un pic în profit, iarăși în minus. Adică o să mergi foarte... Nu o să mergi în creștere, o să mergi așa. Dar chestia asta nu te motivează. Te motivează că tu încet, încet crești. Adică să trebuie să fim într-un trend crescător. Mergem într-un trend de creștere. Și nu uitați. Corecție. Corecție este. Vedeți, corecția este orizontală. Vedeți, fiecare trader, fiecare trebuie să aibă această siguranță aceasta. Voi trebuie să aveți afacerea care vă aduce venit stabil. De care pe voi vă hrănește, spunem așa. Ați adus un depozit la VIP. Deja de la VIP noi cunoaștem care sunt avantajele, noi cunoaștem care sunt posibilitățile. Toți îi cunosc. Toți îi cunosc. După că... Poftim? Da. Dar care-i scopul vostru? Oare nu VIP? Acum este care mai sus. VIP Platinum. Ați ajuns VIP, următorul scop, următoarea dreaptă este VIP Platinum. Și tot așa, noi trebuie să creștem, noi trebuie să ne stabilim scopuri, mereu. Bine, multe ori mă întreabă, dar de ce voi dacă faceți bani sunteți, numai, sunteți și consultant? Dar ce un milionar dacă, spre exemplu, face milionul, el se oprește? Nu. Nu? De ce? Dacă eu știu, de asta e milionar. Așa. 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 Exact, dar chiar și aici. Și voi în viitor, când deja o să tranzacționați, cei care tranzacționează demo spre FPA, o să vedeți că voi să aveți venit stabil, spre exemplu, dacă voi conduceți după business plan, dar voi o să ajungeți la un moment dat și o să spuneți, dar m-am plictisit, vreau altceva. Fie o să vreți o afacere pentru plăcere, care într-adevăr să vă aduc plăcere, fie o să vreți emoții. De ce eu mereu recomand? Dacă tot aici ești plictisit, vrei adrenalină, ce trebuie să faci? Dacă puteți extragere, deschizi un alt depozit, spre exemplu, cu 10. Ai deschis un depozit cu 10.000. Tu știi că din depozitul acesta faci ce vrei. Tu îți permiți să-l pierzi, spre exemplu. Sau îl pierd, sau îl triplesc. Și la împărțit. În 10 tranzacții, câte un lot?
toate piața de capital. Din 10 tranzacții, careva oricum o să ajungă acolo unde vă trebuie. Neapărat. Iată aici sunt emoții de adrenalină. Iată aici. Nu aici. Aici este ceva care pe voi vă hrănește. E clar? Așa. Acum eu vreau ca noi să vă arătăm care sunt. Bun, voi evident că le cunoașteți, dar cum noi trebuie totuși să... Care sunt ce faci? Care dintre noi o să ne ajute să ajungem acel trader de succes. Ele, de fapt, sunt simple. Cum și-am menționat din start. De ce atunci când am mai obținut informații, eu transacționez mai bine? De ce atunci când este simplificată analiza, eu fac mai mult profit? De ce când mă complic, iată, exact atunci, mie nu mi se primește. Iată, exact atunci, eu iau stop loss-ul. La mine un trader spunea în felul următor. Deci, uitați-vă. Primul pas. În daily, că vă simplificați. Simplificați analiza voastră. Nu vă încărcați graficul cu multe indicatoare. Pentru că voi nu știți după care să vă conduceți. Și acela ți arată semnal și acela ți arată, dar acela deja ți l-a arătat, e prea târziu. Stai, da, după care să vă conduc. Și atunci, mai bine nici nu deschizi tranzacția, corect? E bine când toți acești indicatori îmi dau nou semnal din buy sau din sell. Asta este perfect. Dar, de fapt, de ce ele se contrazic? De ce mai bine alegeți ceva ce este pentru dumneavoastră potrivit? Adică să fie parte din strategiei convenționale. Ca o părere pot să vă recomand în felul următor. În daily, stabiliți 3 nivele de rezistență și minim 3 nivele de suport. Atâta tot. În daily. După care, pasul 2. În H4, H1, amplificați analiza. Puteți să mai adăugați careva indicatori. Depistați trendul. Ăsta în H4 și în H1. Pasul 3. Ce noi trebuie să mai urmărim aici? O. Fundamentalul. Analiza fundamentală. De ce noi trebuie să urmărim noutăți? O. Dar noutatea, ea schimbă tendința? Da, schimbă. Nu prea. Sunt un simplu face o mișcare de 2-3 luni, dar foarte mare și pe asta pur și simplu sunt așa fix la același nivel și continui. Și asta este la fel un efect psihologic, adică când este o creștere bruscă, după o creștere bruscă, mereu este o corecție. Și acest lucru trebuie să avem. Nu această luna, din EFT, dar pare mi-s trecută. Dacă nu mă greșesc la Eurodolar, eu am făcut tare în sus, după care s-au întors practic înapoi. Da. Dar acum venirea aceasta, pur și simplu cresc în sus și pasă o continuată în sus. Vă fac singură ce continuitate? Da. Uitați. Spre exemplu, dacă în daily tendința globală este de creștere, năutatea, iată așa, noi avem un trend crescător. Năutatea, până aici, a fost corecție, după care a continuat în jos. Asta a fost năutatea. După care, la brusc, va începe să crească și va reveni înapoi de unde a început. Niciodată năutatea nu va schimba tendința globală. Rare cazuri. De regulă, ea trece mai repede, efect năutate trece mai repede când năutate reușește să apară. Deci ea noi trebuie să fim atenți și nu cădem o pradă capcanii, psihologiei, vieții. De ce vă trebuie să urmăriți neapărat analiza fundamentală? În primul rând, ea nouă ne oferă posibilități adăugătoare. Noi, dacă, spre exemplu, urmărim cu 5 năutăți pe lună, eu pot să-mi îndeplinesc planul lunar? Numai din năutate. Real, eu intru cu volum mai mare, pentru că noutatea practic ne oferă ca și figurile un venit sigur. Ea o să meargă un 20 de puncte, un 10 puncte, un 30, 50, 100, dar ele sunt sigure că o să meargă. Iar noi cunoaștem cum se tranzacționăm la noutate. Și cine să nu ne folosim? Sunt unii care din contra, ei la noutate pur și simplu pe calculatorul și... Dar asta e o posibilitate, nu văd sensul să adăugătoare, da. Ți-ai îndeplinit planul pentru o lună și pentru o transacțiune din plăcere cu analiza tehnică.
tu ești, ca și orice afacere, tu știi că, spre exemplu, ai de tot, da, o datorie. Ai inițiat un startup, știi că fiecare lună trebuie să întorci o sumă oarecare. Când tu deja ai făcut această sumă, tu ca ai o stare relaxat, corect? La fel și aici, ți-ai îndeplinit planul din noutăți și ta să țineți în plăcere. Deci, neapărat trebuie să ne conducem și după analiza fundamentală. A patra pasă. A patra pasă. Cum credeți care este? Ce motiv de așteptare? Confirmare? O strategie. Cum? O strategie. O strategie asta în general. Neapărat o strategie. Aici, ca copilul celălalt care trebuia să învață să meargă bicicletă. O dată cade, a doua oară cade, dar a treia oară se scoală și merge mai departe. Și până într-un final se învață? Da, la fel și aici. Un afacerist în agricultură. Ce, e în tot anul câștigă? În agricultură. Mai niciodată. Mai niciodată. Dar de ce nu? De ce e totuși? Din să se ocupe cu aceasta. Deci ei nu se nu schimbă afacerea. Două lucruri. Și plăcerea și speranța. Așa, plăcerea. El știe că nu îi strimești chestia aceasta. Lui îi place să se ocupe cu agricultura. Și el va continua în continuare să se ocupe cu aceasta. Pentru că el este predat scopului lui. Asta e afacerea vieții. La fel și aici. Ți-ai ales strategia. Mergi, fii bun și mergi după ea. Pentru că această strategie voi vă abordați după caracterul vostru. Cineva iubește să tranzacționeze riscant, cineva iubește să meargă 300 km la oră, dar cineva merge după risk money management. El iubește să meargă cu 80 de km, cu 60 de km. Ce nu sunt așa șoferi? Sunt conducători. Sunt. La fel și aici. Am trăit în care sunt pe reală o depozită. Spunem așa, de 20-30, dar ei tranzacționează cu 0,2-0,3. Ce, nu ar putea? Cu mai mult? Ar putea. Pur și simplu ei se conduc după risk money management. Și să tranzacționează fără stop loss. Dacă au așa depozit pe care, deci poți să-i permiți să tranzacționează fără stop loss. Da, dacă tranzacționează cu 0,1. Scuzați, când vedeți că un încercător să iei în parteneria, trebuie să faci lor. Oricum acolo trebuie toate tranzacțiile să fie cu stop loss. Da, așa, adică... Aici la asigurare, la parteneria. Nu mi-am zis că trebuie să faci mai repede lotul X să termin parteneria. Cineva nu se asigură, eu știu că poate să facă extragere. Chiar de luna viitoare. De ce lui nu-i neapărat să fac loturile? Așa că, vă spun, prieteni, sunt diferiți. Așa, deci aici noi o să scrim confirmare. Niciodată noi nu deschidem tranzacții de la prețul actual. Sau îl deschidem? Nu, trebuie să așteptăm confirmare. Fără confirmare putem deschide. Dacă... Mă uit trebuie pe realul act de coași totuși deschid la prețul actual. Dacă temperatura e deschis la momentul când crezi tu că acolo nu ne-i pune un buy stop sau un sell stop, poate. Poate așa, mă. Nu trebuie așa, dar noi așa facem. Ce mai concret? Adică eu fac. Nu spun eu. Așa, și ultima. Strategie. Strategia abordată după voi. Nu cumpărați strategii. Nu împrumutați strategii. Abordați-o pe a voastră. Vedeți care este pentru caracterul vostru, pentru că aceasta este foarte important. Și conduceți-vă după ea. Și o să vedeți că astfel, așa e o împieță, strategia. Dacă voi o să vă conduceți după aceste principii, nu e nimic complicat. Măcar în două luni, măcar două luni, vă să vedeți că o să deveniți un trader disciplinat, ceea ce e foarte important, ca în armată. Este disciplinat? În armată de pe multe. Da, da, frate, nu sunt un lucru bun. Azi nu-i de-am armat, serio. Nu, însuși, dacă să luăm așa, ce te-ai de armat? Ei, hai să zicem, cum e de viață și un fel de regim. Toți noi ținem cu armata noastră, pentru că... E neapă, da. Este... Să pușcă de zapasă. Așa. Dacă voi să vă conduceți după acest plan, măcar în două luni,
voi o să vedeți că o să fie schimbări la convingeri în primul rând, după care deja chiar și cu tăi prostă. Să încercați! Și în primul rând, dacă te conduci de un plan, ești mai liniștit. Dacă ești mai liniștit, nu ești predispus să ai emoții negative, să ai euforii și toate chestiile acestea. Dar acest lucru nou, desigur, ne permite să luăm decizii corecte și la timpul corect. Ce crezi tu că este foarte important? Nu, Ivan, nu am chestii de contact, ci vreau să specific cați atunci sau lecțiile. De unde sunteți atunci, vreau să fie bine, fiecare mi-e. Așa, ce ține de concurs? Deci, el era preconizat în felul următor. Vreau ca trăitele cei care sunt pe real să iasă câte unul și să povestească la toți. Da, puteți să stați așa, să nu neapărat să stați în picioare și în fața noastră. Cum vei mai comod? De fapt, toți să vadă, știți cum. Deci, ieșiți și spuneți experiența voastră. Care au fost emoțiile prin care voi ați trecut. Acel care o să aibă o istorie, da, mai interesantă, ceva mai wow, va primi bonus la 100% la suplinire sau la reinvestire. Acele de pe demo vor primi la suplinire. Iată și momente de deschidere a afacerii. Haideți, cine? Adică aici constă, eu ar spune, dar... Cum voi ați început, prin ce emoții voi ați trecut? Care a fost spectrul vostru de emoții? Acum. Ține depozitul. Haideți mai bine în față. Nu prea am experiență în față. Știu că v-ați părut Da. Când am zis Gheorghe. Deci eu chiar prima tranzacție care a făcut de eu, nu era sigurat în momentul. Încă l-am pe doamna Elena să asigur contul, dar și venind în coaș chiar, eram atât aici și am să deschid o tranzacție. Că am văzut ceva porneam și tot așa ies, că m-am pornit în prețul actual acum și am deschis-o și m-am deschis-o, dar era minus, dacă euro, dar la mine. Era minus 30, n-am văzut duci minus 60, minus 70, vreau 10, că eu nu m-am deschis, gata, dar n-am... Dar m-am minus, dar în gata, am început la curgeaba cu mine, dar sincer, gata, eram în stare și e gata, eu îmi spune gata, pierd și tot, m-am luat. Prima tranzacție, m-am luat. Și numai, pe ce am ajuns sus, s-a dus cum m-am luat eu și a ajuns să merg în zero, dacă ajungeți. Și până, gata, închid, nu mai am lucru, nu mi-e trebuie, nu fac asigurarea, ca să pierd cont, dar nici bani, chiar că eu aveam să deschid cu 10, și, dar nici bani am deja n-aveam, chiar să adaug, să fac 10 totuși, să meargă cu asigurare, tot chestia. Da, și m-am dus în 20, adică au mers în... Și după aceea am... A treia zi, dar m-am fost căderea asta la VTI, și am avut tot așa mizent cu un lor, și am luat două, ies cu 3 tranzacții, eram pe sell, tot așa, la distanță micuță, una după altă. Și un mers atunci în sala și parcă eram cel mai bogat din lume. Mergea să piața undeva cu, să zic, eu sunt și ceva de puncte tranzacție. Și toate v-am luat, adică depozitul deodată l-am mărit în decurs de câteva zile. Și aia că am tranzacționat. Am mai făcut, am mers cu card, cu și pe două lote, cu și patru tranzacții, dar micuță nu m-am putut să profit să pentru să fac și numărul de loturi. Și am ajuns la 100% de depozitului și acum am intrat pe corecție, care mi-a dus la niște emoții, gata, eu pierd, gata, eu ajung zero, nu mai n-am scot scoate, dar deja mi-a trebuit să scot. Stătem, am ceva mult la îndormit și drept, am stat, urmărim tot prietena să zic, dar ce faci, că am făcut mă în tranzacție, dar ce faci? Și gata, așa de îndrept, am stat așa de tranzacție, de îndrept și până nu știu, emoțiile sunt mari, dar chiar Iega care este demo, cum eu am și scap contul de demo, este cel de 100 de dolari, cum e de la cursă, pe și-a fac profit, la și-a am undeva 130 de dolari, merge ca apă, pe frumos, pe real, când eu parcă mă ține de mai ales am la moment cum este minusul, tranzacțiile am este două tranzacții minus, mă ține parcă să deschid altele, să totuși scot profit, dar mi se pare că am să pierd totuși și așa mai deschid, dar mi se pare că toate aduc în minus.
Dar pe ce și gândesc așa, aștept un moment, dar ceva, n-am să-mi vreau lacăt, ne dă prudență. Și aici nu este prost. Dacă e stop loss, apoi e minus 10.000 să duci. Și automat, adică nu, nici așa, nici așa nu faci. E normal. Asta e experiența mea, adică nu e ținut, eu am avut zile cu ei mâini, adică nu conexionez, dar câte am întâlnit într-o lună, mai bine în viața lui. Ce le recomandați trainerilor care sunt acum cu demo? Cum să-și ia voința aceasta în mâini și să treacă la ea? Ia ca un moment, chiar când am să încep eu, domnul Eugen, m-am dus la contract în alta, mi-a dat genul dat în stelă o mână, nu mi-a dat, era pe masă. Și atât e chiar tu de să... E ca tu lucrul ăsta încearcă să artiști. Bun. Da, e ca tu lucrul ăsta, ia mă, iată, încearcă să artiști. Așa, încearcă să artiști. Dar încearcă. Tu le ridicat și tu le ridicat. Încearcă. În minte, încerci. Încearcă. Așa și eu tot așa, câteva ușurași de-am plantat. Domnul Eugen, așa mi-a spus toți. Ori încerci, ori nu încerci. Asta, dar dacă ai pus mâna așa. Nu că încerci, dar eu am picat să-l luăm de-am, mă uitam la nu știu, nu știu cum, dar zic, domnul Eugen, că tu ardiși, tu înjurdiși, ori îl pui înapoi. Nu încerca, mă, să ardiși, tu nu știu și îl pui înapoi. Dacă i-a luat mână, gata, e la tine mână și... Să ardiți, nu există așa opțiune, care, ori faci, ori nu faci. Da, eu, da, temerea asta de a... Uităm noi demo, poate, că sunt și stop-loss-uri, credem că avem minusuri, nu, asta e... Și nu poate, nu, e ceva normal să ai minusuri, vrei, nu vrei, ai stop-loss-uri închise. Deschideți-vă, cu totdeauna simți optimiști. Eu, dacă sincer, banii nu avem. Nu când nu avem de așa strângeș, dar nu avem deloc eu. Și am ajuns în fapt și ăla că am ajuns la așa, cum, la câțiva oameni care i-am grevândit și am stat și 3 ore, dacă sincer, de vorbă, chiar cu părinții socrii. Am stat și așa de vorbă undeva 3 ore, că erau sceptici automat, adică nu credeam chestia asta. Dar eu am stat 3 ore, așa, tărie mea de caracter, 3 ore am stat de vorbă față în față, păi și mi-au acceptat că se încerc. Și eu am și o responsabilitate cu noi, dar totuși nu-ți bani nimic, dar cu noi, dar adică eu am să merg înainte și să optimist că am să fac. Nu e chestia asta, că îți pierzi tot, nu. Totuși să încercați sau să deschideți cont? Deschid. Dacă încerci asta, acum cum ai încercat și îi pierd. Dacă le-ai deschis, tu știi că îți faci bani, că și trader, că să ajungi la scopul care ți-ai băut. Nu, și normal, că două zile, ca cum eu am pierdut că două zile, trei tranzacții, am zis, gata, am tot banii și gândeau pe ce am și rămân măcar cu contul, nu. Chestia asta te pune dacă picioare, pământ, adică fășeți. Voi o să învățați, numai prin experiență o să învățați și o să vă întâlniți caracterul. Da, asta e în primul rând, că dacă tu, este temerea asta de a nu deschide tranzacții, de a, ca cum eu credeam, gata, dar dacă ajunge marja la zero, nu credeam, dar noi eram informat, gata, ajunge marja la zero, duci depozit. Eu asta am avut o temere până și l-am descoperit-o. Nu puteți, dacă marja ajunge la zero, nu puteți deschide tranzacții, care nu știți, dar din tranzacționat, cum, nu puteți să faceți tranzacții, dar adică, ce este ok, așa. Mai bine nu de depășit. Da, mai bine nu de depășit, dar... Și asta e experiența mea de urmă. Bine, Gheorghe, bravo! Cine următorul? Să-ți încercăm? Să-ți facem. Încercați sau faceți? Facem. Eu sunt Madalina și am 16 ani și tranzacționez de 4 luni. În aceste 4 luni nu am deschis doar un mod, am deschis două. De fapt, părinții au deschis un mod să deschid. Și... Pe lângă faptul că am învățat și eu să învățenez, învățat și mama mea să învățenez. Și noi învățeneam, de fapt, în două, dar se primește că eu pe ambele conturi. Pe primul cont, eu pe demo tranzacționam cu 10, 20, 100, câte multe loturi erau, cât toate tranzacționam. Am învățat la Alexandrie. Domnișoara Olesia a spus că e ok, puteți să învățați și așa, însă am mers pe demo vreo două conturi din prima. Și, nu știu, pe real niciodată nu am încercat mai mult de două loturi, la sigur că nu am încercat niciodată. Chiar și dacă am 4 luni deja.
Pe primul cont mergea totul stabil, încet și ori creștea. Pe 500. Pe 500, desigur că la toți e interesant. Am intrat și eu la recomandarea doamnei Olga, pentru că am făcut cursul intensiv cu dumneavoastră ei. Și aveam tranzacții de bai active, de mai jos, undeva 3800 ceva, când el încă era acolo. Și a ajuns undeva la 3900 și apoi de acolo s-a început corecția aia mare, frumoasă. Aveam atunci vreo 0,3 de sus. Și până la urmă, până jos, jos, unde a ajuns el la 3000 și ceva, eram cu un lot și 3. Doar pe SP500, un lot și 3 era un cont de 20.000. Deja minusul era aproape tot contul, deci s-a simțit panica. Și am intrat în lacăt fix în momentul când el s-a întors înapoi. Fix de jos, de jos, de pe umbra aia și de acolo s-a întors înapoi. A fost cel mai rău lucru era că pe ambele conturi era aceeași situație, doar că contul mamei nu este atât de mare minusul. La mine am închis tranzacția în sel, am închis-o nu de mult, pe undeva la martie-aprilie, minus 40.000. Foarte plăcut minus, de-aia nu recomand la nimeni sel de SP500. Poate fi măcar și din vârf, ok, domnul Eugen, poate eu am zis că mereu acolo vede sel, dar nu. Chiar și oricât de multă experiență n-ați avea, sel pe SP500, asta e... Asta e strașnă. Asta e adrenalină, nu că 300 la oră, dar 1000 la oră. Deci, la mine selul era fix de jos, am mai adăugat în poziție, însă cum pe creșterea aia nu am putut să fac profit, pentru că eram în lacăt, și tot așteptam momentul potrivit ca să închid lacătul. Nu este moment potrivit de a închide lacătul, sau acceptăm minusul, fiindcă eu eram conștient că el acolo nu o să ajung. Era, iată, spiu era la mine era aici tranzacția, spiu undeva acum e aici, adică asta e imposibil deja. Iar pe contul mamei, la fel, ea doar pe spice și spune acționa, 0102 caragori, și într-o seară a deschis la fel una, o tranzacție cu 0,1 bani și nu știu cum mi-a fost stop loss, de ce? Nu am idee. Pentru noi de obicei tranzacționăm cu stop loss pe SP500, pentru că volumul este 0,1 și îl respectăm. Tranzacția era undeva aici deschisă, el a făcut o mini corecție și aici nu știu cum mi-a pus stop loss, că s-a închis în stop loss. Și era stop loss minus, minus 1000. Cam tot ce a făcut ea în primele zile, cam tot s-a dus în stop loss ăla. Și eu eram mutată, am vorbit Jerome Powell în seara. Și eu am deschis bai cu un lot. Am văzut că frumos a pornit în sus și am deschis bai cu un lot prima oară. Și fix nu mai eu deschid de aici. Și eu două, trei lungări de astea sănătoasă, mari, frumoasă, negre, în jos. Am început strămurul să-mi dau la Olga, doamnă, deci nu avea. Nici nu știam cum se reacționează, pentru că un lot. Și la fel pe contul ăla, iar și-am intrat în lacăt și-am lacăt fix tot de jos. Și eu de acolo s-o duc în sus. Morala poveștii, contul mamei măcar acum e minus 12.000 la istoric, la mine minus 20.000. O să le recuperăm un cițișor, pentru că nu avem un control. Ce le recomandă începătorilor? Nu vă temiți. La început și eu mi-era frică, însă vedeam că eu, spre exemplu, făceam analiză dimineața și nu toate deschideam. Și după aia mă uitam seara și el fix în fix, cum am pus degeata fix acolo ajungea. De-aia deschideți-vă conturi, deschideți tranzacții cât mai multe, o să duc un stop loss, o să duc în take profit. E super. Dar din fiecare tranzacție se învățați ceva, pentru că doar așa o să ne dezvoltăm cu toții. Mulțumim! Da? La mine, eu am 11 ani. Și eu tranzacționez în real de, cred că maximum lună. Da. Cum a fost prima mea tranzacționare, prima deschidere contului, erau cu emoții, eu am văzut căderea de BSP, am zis că ia că dacă e cădere, eu mereu merge în baie, trebuie chiar acum să-mi deschid cont. Să vedem că deja era seara când eu am făcut decizia asta, nu știu să mă duc să
conto. Eram pe emoții tot seara, fiindcă eu la prima oră vreau să merg și spune asta, să încep cât mai repede. Fiindcă tot și care minut acolo eu vedeam schimbări în grafic și mă mâncă o lecție cât de mine. Și următoarea zi eu am mers la școală. De dimineață zic că am mers la bine, nu știu unde, da? Și da, eu acum eram pe online, că nici caz mare problemă aici nu era. Nu, ok. Asta chiar nu contează. De dimineață am mers, repede mi-am pus banii în cont, deodată era contul formal. Am primit acolo și un bonus ceva de genul. Deci contul în total nu era mare. Asta e sumele pe care eu le-am adunat decât la vreo 15 ani de când m-am mutat în România singură. Și pentru mine banii ăștia reprezint cam toți ăștia 3 ani pe care eu îi adunam. Și ce fac eu? Nu mă spuneți contul, vin acasă, nu știu ce aud până seara, că se apuc o creștere a SKU-ului. Eu, când eu mie ce să zice? Și toți în baile. Da. Te spidați. Și eu, nu știu, eu nu m-am gândit nici o analiză, nică n-am făcut. Deodată, bai și stau. Și am făcut eu. Pentru că fac o mică analiză, văd, fix pe nivel, fix la sfârșit, eu zic, cum e și sunt eu trăiesc. Și ce era? Așa pot să duc în minus, nu te sigur. La mine deja a început o mică panică, ceva de genul. Am zis că nu mă contactez deodată managerul, fiindcă totuși eu sunt trader independent, că eu mă descurc. Până următoarea zi era un minus... Până seara s-a făcut minus 50 de euro, care pentru mine reprezenta, Doamne ferește, poate mi-e ribit să-l închid, poate nu știu ce să fac acum. Și da, am zis că-l lăs, mă țin în mâini, că oricum trebuie să fie, asta e mică corecție, am așa să fie impuls. A doua zi văd minus 200, poate că nu, eu nu mă mai bag aici. Da, mă bucur că nu l-am închis. Cel mai strașnic era faptul că eu atunci aveam călătorie în România, trebuie să mă vaccinez. Eu m-am pornit la drum cu laptopul, mi-am luat gigabytes, deci tot drumul până în România, eu am stat cu calculatorul în față, am și poze în genere, ne-am făcut un istoric. Este chiar simplu, mă uitam la fiecare lumânare care... Grazie în bunul, da? Da, deci asta era cam groaznic, fiindcă chiar șoferul stă la mine în spate, în fel de echilibrul ăsta. Da, ok, așa, așa sunt emoțiile. Așa e la început. Fiindcă acum eu sigur nu ne-aș fi luat căpătorul la drum, este MetaTrader. În caz de cineva mare, există așa aplicație, voi să nu trăiți căpătorul după voi. Și ce era? Cât am făcut vaccinul, nu am avut nervi, eram stres, nu știam ce se întâmplă. Am făcut o pauză înainte ca să mă pornesc prin Moldova, am intrat la MAC. E sigur, foarte original. Și am zis că da să verific care e situația. Nu mai deschid și minima sună pe Viber managerul meu și spune, ești deja în euforie, tipa, cum? Unde? Ce? Eu n-am deschis calculatorul, eu nu știu ce. Și zic că ești undeva acum la vreo 300 de euro în plus, eram cu 0,1 acolo, deci nu era foarte mare, dar de la minus 200 la plus 300, pentru mine asta era rai. Și eram, da, eu nu am simțit cine știe ce euforie sau ceva de genul, m-am uitat și am zis că, da, mai poate să crească decât, asta e și frântul, nu? Da, la cum eu, cu asta, bine că am lăsat-o, pe urmă am închis-o la 400 de dolari, am așteptat o mică corecție, după asta iarăși am dat, am mai scos încă 200, până când, iarăși îmi dau seama că fac deja prostii, că o ajuns aproape din limit și am zis că eu nu mă mai bag des. Și acum în prezent am două în minus, am făcut o prostie extrem de mare înainte ca să ies în coace. Am scos stop loss-ul și eu acum abia aștept să mă uit acolo, să dau din internet să mă uit ce se întâmplă. Spun o dată stop loss-ul și așa, fiindcă am văzut totul ce am spus și m-am gândit lecție că eu pot ajung acasă cu contul ars. Dar care-i morala mea? La început de tranzacționare și eu am înțeles. E fapt că tu o să încerci să iei profit numai în cazul în care îți dai seama că banii tăi nu sunt. Ei nu sunt banii tăi. Tu nu te da asta la ca la chinul pe care l-ai făcut 3 ani sau 10 ani sau fiecare cât și-a adunat pentru contul ăsta. Gândiți-vă că asta simt unele cifre care merg în minus. Da, ok, dar orice corecție are odată și odată un impuls. Iar că nici cauza trebuie să aveți mereu încredere și nu vă temeți pe piață, fiindcă tot și piața sunt frica, sunt emoțiile, sunt foarte bine. Și am că de ce ca să aveți încredere în voi și dar înainte. Bravo! Următorul.
cine vreau? Teodor. Eu? Da. Da, haideți, nu? Prieteni. Prieteni. Eu sunt Teodora, sunt în trading de o lună aproximativ, poate un pic mai puțin de când sunt cont real. Deci, am surprinit contul cu 15.000, firma, adică pe lorul ne-a dat la fel 15.000, ne-a dat double hit. Am luat double hit-ul, am început a tranzacționa super din prima tranzacționare. Eu i-am spus lui Elena, Elena, te rog frumos, și lângă mine, te rog frumos, nu știu ce. Așa că eu aveam frica asta de a intra pe piață, mă rog, pentru că eu nu știu ce înseamnă asta. Da, eu am învățat, da, eu știu pe demo, am văzut, dar nu e pe real. Adică asta e absolut total diferit, dar asta a fost minusul meu, că eu m-am temut. Dar până la urmă eu am intrat, am făcut... Am început a tranzacționa, deodată am avut emoții, după care le-am lăsat într-o parte și puțin am spus că nu trebuie să am emoții, trebuie să ușor, vedem unde au intrat în minus, unde în plus, am pus stop-loss-urile, deci nu m-am temut că chiar dacă s-a dus în minus, nu m-am temut pentru că mi-am făcut analiza, într-adevăr, de la început până la sfârșit, rămânem și cu Elena vorbeam. Iată așa, mi se pare tot și o scadă aici, dar analiza mea merge un pic invers. Adică, mă rog, foarte multe de la început sunt că ba, poate să crească, ba, aici, te uiți un pic acolo, lunare neagră, nu de-l duce minus, nu tot și el o să ducă, pentru că analiza voastră este a voastră, niciodată nu trebuie să aveți încredere. Adică, da, vă uitați la ceilalți care fac analiza, dar a voastră este a voastră. Eu așa am făcut, n-am ascultat pe Elena, am dat pe speech în sute, am făcut sincer, am făcut prima tranzacție mea pe speech în sute, eu am închis-o în plus 1000 și ceva, 1700 undeva, a doua tranzacție la vreo 300-400 în plus. După care am făcut 4.000 și ceva, tot pe speech în sute, la alte cotații tot am intrat și pe cap 40. Asta e tot același speech în sute, nu intrați acolo. Nu, la fel de dată am fost în profil, după care așa s-a primit că eu tamam la corecția asta mai mare. Așa, la cea micuță, deci eu suportam, adică depozitul meu suportat. La asta mai mare depozitul meu nu suportat, asta a fost unica, nu suportat deoarece eram și pe card 40 și pe speech în sute. Ele ambele au făcut corecții și mie mi s-a dus contul. Am ars contul, da, uitați-vă chiar așa frumos. Deci am pierdut doar 30.000. Mulțumesc Eleni că m-a ajutat, dar am spus că pot să fac, adică, da, eu am asigurat contul. Dar oricum trebuie să știți că acolo dacă faci 300 de loturi, adică vi se întorc, adică nu, 10 loturi la fiecare mie, vi se întorc banii, dar dacă dumneavoastră nu aveți loturile astea, deci nu vi se întorc, pentru că vi se întoarce doar suma de bani care, câte loturi aveți, plus la toate trebuie să fie cu stop loss. Adică să nu uitați de asta că eu am făcut și fără stop loss. Da. Cam așa a fost istoria, deci după care Elena deja m-a ajutat, eu... Am mai suplinit odată contul, aveam, adică ieșirea din situația asta era sau îmi deschid un alt cont și pierd contul ăsta sau îl suplinesc pe ăsta și pot să ne reîntorc toți banii înapoi, adică care aveam, pentru că aveam foarte puține tranzacții. Eu la data de 5 mai am început a tranzacționa și eu undeva la 10-12 mai pare mi se, undeva așa, eu deja nu mai avem contul, adică asta a fost în câteva zile. Da, mă rog. Am suplinit iarăși contul și acum așa, ca să fac cât mai repede loturile astea, ca să pot să-mi întorc totuși contul. Pentru că domnul Eugen mi-a spus, nu e o problemă, poți să deschizi alt cont cu banii care reinvestești. Să deschizi alt cont și oricum la urmă să ajungi. Nu, eu totuși vreau să nu-mi pierd banii mei, adică vreau să fie așa cum este. Pentru că plus la toate și companiei ne-au oferit bani și s-au primit că am pierdut și companiei bani și ani și gen în zero. La fel eram foarte emoționată, am venit aici la Elena, zic, Elena, nu știu ce să fac, zic, nu știu, pur și simplu nu știu ce să fac și Elena. Calmează-te, te duci acasă, mâine ne sunăm, vedem, nu te interesa, facem, ne găsim, ne descurcăm cumva. Și asta este ideea. Totuși, de la început nu încercați pe riscant, mai ales domnul Eugen, în genere, când m-au auzit, ca 46, și te-ai băgat tu acolo, deși Elena, când vă spune deodată, vă spune, nu intrați, pentru că astea sunt foarte riscante.
Mai întâi învățați piața valutară, după care încet și ușor mergeți mai departe. Dar pe gold și pe coin și este, în genere, sunt ultimele planuri. Niciodată să nu intrească gândurile că, într-adevăr, da, ele aduc profit mare. Dar totodată vă aduce la zero foarte ușor. Chiar dacă puneți stop loss-urile, chiar dacă, oricum, adânsul lumânările este negative, mult mai repede se acumulează negativitatea asta sau minusul ăsta decât este în creștere. Așa că să fiți foarte atenți chiar dacă încercați, pentru că, na, mă rog, toți suntem, știm ce înseamnă asta lucru din greu. Aici avem oportunitatea de a lucra mai ușor. Trebuie să facem așa ca să ne ținem planul ăsta de sus, nu să ne ducem în jos. Deci asta e toată situația. Mai bine nu riscați. Poate eu să ne aducem. De pildă, eu când am deschis contul, dar mă teu, undeva la 2-3 zile, diferența ei, dar îmi pierdesc contul. Și da. Eu cum l-am deschis, am zis că scrie, este automat, excluzionă tranzacționar. Eu nu-ți mă gândeam. Dar tare sunt nu deschis, eu serios v-am spus, nu deschis și pe car 40 la mine depozitul suporta. Chiar și asta, chiar dacă deschidem selul, nu în ziua aceea sau așa s-a întâmplat, eu n-am putut să intru a doua zi. Am intrat a treia zi și am văzut eu când deja să intru, să pun selurile, eu nu am mai reușit pentru că nu m-am dat să deschid și el mi-a închis contul. Eu nu am reușit să pun selul, adică ca să pot cumva amenioroasă situația. Dar dacă nu eram pe CAC 40 și eram doar pe SP 500 sau invers, la mine depozitul suporta și eu puteam să merg mai departe. Dar nu a fost să fie, așa că nu riscați. Pentru că, într-adevăr, riscul ăsta care e management, asta într-adevăr este așa. Și dacă să riscați, pe oricum. Iar trebuie de suplinit contul, iar trebuie, dar de început de la zero asta nu e greu. Pur și simplu atunci când nu ai de unde, mai ales eu nu, na, mă rog, eu am făcut tot posibilul din tot posibil și îmi pare rău ca tare, pentru că nu vrem să ajung la persoanele date sau, mă rog, ne-am ajuns ca să pot să reinvestesc chiar banii în cont, dar asta e situația. Vreau să fac, chiar mi-am spus și Elenie, eu vreau, pentru că eu știu că eu pot, eu am văzut. Nu, am la sigur mai într-o peste 500, mai ales prima bucată de timp până și nu ajung la VIP. Și atunci tot așa cu zero mână. Nu. Pentru că am posibilitate, adică plus după care am mai suplinit, în total eu am posibilitate foarte repede să ajung la VIP. Plus după care și domnul Eugen acolo ne-a spus, facem tăia să fie, bine tăia să fie. Dar, mă rog, asta e situația, așa că nu trebuie să ajungeți jos și chiar dacă se întâmplă să ajungeți, niciodată să nu intrați aici. Eu am fost în depresie o singură zi și a doua zi eu așa de-am încet și ușor am început să mă relaxez pentru că eu știam dacă eu am să intru în starea asta de defect, eu am să rămân acolo și nu am să mă pot ridica mai mult. Asta e situația, pur și simplu. Fiecare om așa, dacă pierzi ceva, dar nu are importanță, ai pierdut telefonul, ai pierdut ceva, gata, mi-am pierdut telefonul, mi-am pierdut portofelul, nu știu ceva acolo și oricum e în efect. Ok, l-am pierdut, am să iau altul, eu pot face. Asta e situația, niciodată să nu cădeți jos la zero aici, la depresie, asta e strașnic. Deci asta e situația. Bravo! Cine încă? A ce cu experiență pe demo? Poate aveți careva întrebări. Iată voi aici aveți ocazia să vorbiți cu traderi care pensionează pe real. Ce întrebări sunt? Eu am sfat ca să tranzacționeze pe demo anume suma de cont care vor să deschidă real. Eu asta n-am făcut. Eu am tranzacționat numai cu cont de 100.000 și asta foarte mult influențat. Pentru că când am trecut la un cont mai mic pe real, eu nu mai vreau să deschid cu 0.1, eu vreau tot cu 1, eu vreau tot cu 2 și eu vreau tot cu 3. Asta foarte mult a influențat la mine când am deschis contul real. Pentru că eu nu m-am gândit să deschid un cont mai mic decât eu îmi permit să deschid un cont real, în timp să văd cum el joacă la anumite instrumente, pe care cotații eu să tranzacționez, eu n-am făcut așa ceva. Acum, da, după ce l-am adus la 0 pe este real, am deschis unul demo exact la fel, și mă liniștesc pe demo și urmă să mai trec iar la real, încerc să văd care cotații îmi permit să deschid la cont. Pe SP500 am făcut la alte de două ori.
Ori au venit țelul înapoi în sus, exact cum a spus Madalina, de jos la ambele deți, de jos am dat țel, s-a întors înapoi până la maxim. Am închis țelul la maxim, o zi a mai crescut, iar am dat baie, iar s-a dus până jos și iar țel de jos. Două lacături de astea am închis înapoi la maxim. Nu știu contul meu cât a rezistat, că am trecut și la viteaie la o noutate. Numai s-a început lumânarea, crește viteaia lumânare de oră, nu m-am dat baie și numai s-a închis lumânarea de un metru mai timp și s-a dus înapoi 5 lumânare în negru și s-a dus tot. E foarte greu când nu respecti anume volumul. Chiar dacă și pe SP, dacă intram doar cu 0.1, toate corecțiile care au fost, nici nu trebuia să stau folos sau lacăt. Trebuia să intru cu 0.1, nu contează, dar eu am montat pe la contul. Totuși, ieșind din toate aceste istorie, noi înțelegem că trebuie să respectăm risk management. Voi, când spuneți de cei care transunează pe demo, ce sfaturi le-ați dat? Nu trebuie să ceas. Nu merge vorba că să nu tranzacționăm niciodată, nu. Că o să fie contul, da. Adică o să ne permită. Exact. Lăcomia, m-am spus, eu agres lăcomia. Asta e ceva normal. Noi vrem să creștem, pentru că dacă noi nu o să vrem să creștem, noi să rămânem la stagnare, da? O să degradăm, să spunem așa. De ce? Ne lăcomim, dar cu... Mai degrabă, gândim strategic. Nu ne lăcomim, dar gândim strategic. Totuși, risk money management nu trebuie să spune lăcomie, dar... Золотая серединка. Да, и пропун дьявол, тупо и понай. Exact. Așa, cine încă mai are ceva de adăugat? Să poate că sunt careva întrebări. Nu sunt întrebări. Nimeni nimic nu vreau să mai adaug. Da. Nu la tema, da, dar în general. Spuneți. Ce se întâmplă cu dolarul? Ce se întâmplă cu dolarul american? Da. Dar voi cum credeți? Ce se întâmplă cu dolarul american? Așteptăm întărirea? Așteptăm întărirea? Așteptăm până la tăsă de linte. Neapărat voi trebuie să așteptați să vedeți însuși ce o să fie, care este rezultatul notăților de astăzi, pentru că el deja... Poftim? Pe drogă și țineți-o cu aurul. Nu, în America. Ce faci? Ce a făcut nouă dată? S-a întărit puțin, nu? Lotărit, chiar de tot din... Câte puncte a făcut? Păi, dar telefonul și am și în cinci. Este care, dacă voi în cazul să analizați, după analiza tehnică, indice în dolari, voi să vedeți că acolo este o întărire, dar pentru o perioadă mai scurtă de timp. Mai degrabă tinde să fie o devalorizare în continuare. 50 de puncte. Mă uitam, mă scuzați, dați-mi știri și așa tot pe da. Mă uitam că Rusia pune sancțiunile cu vreau să scoată tot pe dolarul, așa, de piața lor, să-l scoată, dacă da, să... Și asta posibil să întărească altul și euro. Euro nu schimbe în euro, toată valuta asta care au ei pus așa, într-o parte, din partea conflictului cu Rusia și... Asta, America și eu... Cu Rusia și cu toți restul. Da. Și eu zic, părere, totuși o dolară de valorizare, dacă să ajungă la faptul ăsta, că Rusia să... Dar totuși mulți așteaptă și momentul, adică dacă a apărut știrea, dar tu mi-ai dat o lucță cât te gândești la chestia. Nu uitați zvonuri, nu credeți pradă capcanilor pieții, fiți atenți,
Nu în zadar spune, compania mare care intră cu miliarde pe piață, îi vine cu mult mai greu, pentru că chiar mai greu ia aceste decizii. Dar traderul, acel care are depozit 20, 30, 40, 50, 100, da? Chiar și mai mult, el mai repede ia careva decizii. El mai repede se conformează pieței, pentru că însuși noi ne conformăm pieței. Piața nu merge așa cum vrem noi. Noi mergem după piață. De aceea orice nu s-ar întâmpla, orice, noi știm cum să acționăm. Corect? Noi știm cum să acționăm. Da. Atunci, cum se spune Limbrosul, n-am nici bani straș. Pentru noi cunoștințe avem. Este? Da. Bine. Atunci, dacă întrebări nu sunt sau sunt? Nu. Nu sunt. Cui dăm bonus? Cine îți vrea? Cui dăm bonus? Cine mută pe bus? Nu poate să ne deci o să facem în felul următor. Îmi spuneți cine totuși a ieșit în față cu istorie? Nu am cum anumeți. Nu, eu nu vreau. Nu vreau, sincer nu vreau. Eu am înțeles cine a ieșit. Ok. Cine a ieșit? Teodora? Gheorghe? Mădălina? Mădălina. Mădălina mai cu? Șalai. Este. Și încă cine? Victoria. Victoria mai cum? Trafim. Așa. Este. Elena primează. Poate? Și Elena primează. Acum, cei care, spre exemplu, la care au apărut întrebări în privința la bonus, în privința la depozit, în privința la oarecare moment, neapărat, sau vă apropiați de mine și acordați aceste întrebări, sau deja vă apropiați consultanții voștri și le acordați lor aceste întrebări. Ei vă să fie foarte bucuroși atunci când vă gândiți cu inițiativă. Și cei care transacționează pe temă, gândiți-vă. Gândiți-vă la posibilitățile domeniului dat și gândiți-vă că vă aveți cunoștințe și neapărat vă aveți să ne acționăm. Pentru că cunoștințele în trading sunt ca tapa mulțirii. Câte ori voi să învățați tapa mulțirii? Dar și bine și folosiți toată viața, corect? La fel și aici, voi sunt cunoștințe și puteți să faceți bani. Voi puteți să faceți oricând și oriunde. Nu uitați de aceasta. Dar cunoștințe acestei poate să fie date uitării, ca și oriunde cu trading. De aceea, gândiți-vă la aceste momente. Și nu uitați că un trader de succes totuși știe că uneori mintea este cel mai mare dușman al lui când vorbim de psihologie în fața canale. Așa că, da, o luăm totul așa, pas cu pas, respectăm risk money management și mergem înainte. Deci, vă dorim o seară frumoasă și succes în continuare! Mulțumesc! Vă rog, dați vă rog chestionate! Nu, 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 n